Prieteni, hai noroc, bun găsit la emisiunea Lumina. Eu mă numesc Andrei Bolocan și astăzi vă invit la o ediție mai lungă. Sper să vă faceți timp. O să fie în jur de o oră, poate un pic mai mult. Vreau să discut despre implicare. Implicare e un cuvânt lung, complicat, nu foarte popular. Cu siguranță, dacă să scrii un titlu de știre, astăzi s-a lansat la Chișinău un nou magazin implicare. Foarte puțin influencer o să vină acolo. Dar astăzi vreau să vorbesc despre implicare în politică și mai mult în contextul în care eu personal sunt întrebat, nu foarte multe ori, dar unii dintre voi, din cei care mă urmăresc, mă întreabă, dar tu ce nu te implici în politică? De ce nu intri în PAS? De ce nu intri în cutare partid? De ce nu-ți faci un partid? Să ai mai mare impact prin ce ești faci. Și eu vreau să recunosc că o parte din mine nu face asta sau o parte din mine nu vrea să fac eu asta pentru că vreau să-i urmăresc pe alții cum fac. Știți, ca în școală, când vrei, nu tu primul să ieși la tablă, dar să vezi cum altul greșește și poate tu să înveți din greșelile altora. În acest caz, sau în cadrul acestei discuții, vreau să descoperiți un om pe care mie chiar îmi place să-l urmăresc. Și nu o fac din frică de a mă implica, știi, dar chiar părtinitor și subiectiv susțin aceste începuturi de creare a unei noi formațiuni politice în Republica Moldova. Vorbesc despre avocatul, comentatorul politic Ștefan Gligor. Haideți să-l vedeți, să-l auziți și voi. Ștefan, de curând, cu un grup de inițiativă, a hotărât crearea unui partid, Partidul Schimbării. Despre detaliile creierii acestui partid, motivațiile din spate, scopurile finale și cât de tare Ștefan Gligor este un proiect al americanilor, al chinezilor, al norvegienilor, finlandezilor, o să aflăm în cele ce urmează. Rămâneți cu noi timp de oră, dați câte un share, câte un like, tare m-aș bucura să ne vadă și să ne audă mai multă lume. Bună seara, Ștefan, noi să ne tutuim. Bună seara. Să facem o atmosferă un pic mai relaxantă. Exact, să nu fim fățarnici. Și prima întrebare, bineînțeles, este una care ar genera un răspuns lung din partea ta, pentru că răspunsul ei se întinde pe ani de zile, dar totuși, de ce te-ai băgat în politică? Politica se asociază cu murdărie, corupție, omul, și că eu chiar singur mă gândeam, noi suntem friends pe Facebook, dar Ștefan s-a băgat în politică. Dar pe bune m-am detașat pentru o clipă și m-am gândit, amu, atitudinea mea la posterele tale și la ce-i scrii și la ce-i ce faci, s-a schimbat oare? Pentru că eu pe tine să te percep amu ca un politician, ca un om care poate să aibă lucruri ascuns și să spună una și să facă alta? Sau în continuare, știi, să te văd cu așa și ochi? E că asta e întrebarea mea personală. De ce te-ai băgat în politic, Ștefan? Pentru că trebuie să producem o schimbare. Și schimbarea asta, ea, cum să spun, ea nu se întâmplă de la sine. Ok, dar tu erai parte dintr-un organism, din societate civilă și tu deja obțineai anumite schimbări. Ce te-a făcut pe tine să mergi mai adânc? Unicul instrument în sistemul care există astăzi, că se numește statul, Republica Moldova și la general, în statele lumii, este implicarea prin crearea unui partid politic. Și partid politic este o entitate care luptă pentru putere. Esența unui partid politic, asta este acea formă de organizare juridică care are dreptul să lupte pentru putere. Ok. La orice nivel. La nivel local, nivel central, alegeri prezidențiale. Da, avem trei tipuri de alegeri, practic, la noi în țară. Dar întrebarea despre cum am ajuns aici, asta este întrebarea dificilă și întrebarea care necesită răbdare, pentru că răspunsul nu poate fi unul simplu. Un om adecvat nu vrea să facă politică, în special în state atât de sărace și atât de corupte precum este Republica Moldova. Iată, tu ești avocat, tu câștigi bine din cariera ta de avocat. Eu am pierdut foarte mulți bani în momentul în care am început să mă expun împotriva sistemului. În anul 2015-16 eu mi-am redus activitatea mea de avocat, nu vreau să spun la zero, dar aproape la zero. Clienții au plecat de la tine sau nu veneau? Sau cum se întâmplă asta? Aveai contracte anulate? Aveam în 2017-2018 aveam situații când oamenii care mă cunosc treceau strada ca să nu dea mâna cu mine, pentru că nu cumva să mă vadă cineva. Nivelul de teroare care exista aici, de frică în aer, care exista în anii 2016-17-18-19 era superlativ, era foarte mare. Noi am avut astăzi aceste lucruri, se uită, cum sunt foarte mulți eroi la noi, inclusiv pe Facebook, pe alte rețele, dar în acei ani, 2017-2019, 2016-2019, erau foarte puțini oameni care îndrăzneau să spună ce cred public. Okay. Televiziunile aveau o mare criză în a găsi pe cineva,
care numește, ar spune lucrurilor pe nume și ar vorbi așa cum crede și nu așa cum trebuie sau cum, nu știu ce. Și în momentul în care tu fiind avocat, te expui împotriva sistemului, care inclusiv are componenta judecătorească, ori activitatea ta inevitabil este raportată și este legată de sistemul judecătoresc, în momentul în care tu ieși și începi să crezi acest sistem, trebuie să te aștepți și la consecință. Deci tu nu mai poți fi perceput cumva relativ, știi, la distanță. Și atunci tu trebuie să înțelegi că oamenii care vin la tine ca clienți, ei nu au nevoie de efectele adverse ale statutului tău public. Okay. Oamenii vor să-și rezolve întrebările, vor să primească consultații, frica, vor să primească asistentul necesar, să meargă în instanță. Frica unui client era că asta se expune împotriva lui Plaha, instanța va fi controlată de Plaha, eu pierd cazul dacă mă leg cu Gligor. Asta e ideea. Foarte simplu. Okay. Foarte simplu. Și atunci am supraviețuit mai mult în acești ani pe contracte de asistență corporativă, unul din străinătate, unul pe teritoriul cu Moldova și niște mărânțușuri. Eu am familie, eu am 3 copii, am obligații și așa mai departe. Și am supraviețuit reușind din investițiile, sau mai bine zis, contând pe investițiile care le-am făcut cândva împreună cu regretatul Andrei Panici, îl cunoști, cred eu, da. Pe Andrei, a fost parteneri de afaceri. Noi am fondat o companie care a făcut o dezvoltare imobiliară, a construit un obiect care l-a vândut. Și asta era cota mea din acea companie, mi-a permis mie în acești ani să supraviețuiesc financiar și să fiu independent. Okay. După Andrei, tatăl dumneavoastră a preluat responsabilitățile lui Andrei, Dumnezeu să-l ierte și pe el, pentru că din păcate a plecat și el de mult. Și asta este explicația. Eu am avut nu doar, cum să spun, eu evit acest că, nu doar, bine, formal putem spune asta curaj, pentru că oamenii înțeleg asta ca curaj. Deși asta este felul meu de a fi. Asta este nu, dar eu cred că e bine, noi fiecare interpretăm cuvântul ăsta diferit, dar e ok să convenim la un termen pe care îl înțelege toată lumea. Eu cred că e vorba de curaj. E un soi de drive interior, pornire, dorință, care poate fi exprimat prin asta. Ok. Și este adevărat. Și acest drive, el vine din activitatea mea profesională. Eu am avut în 2013, 2015, 2012, 2015, câteva situații când persoane fizice, companii erau atacate de sistem, atacate de autoritățile statului, iar în spatele acestor autorități ale statului erau în realitate raideri. Ok. Mai bine zis, un raider. Domnul Vecilav? Acea activitate mi-a demonstrat mie că, de fapt, Plahotniuc, Filat, Vecilav Platon și multă altă lume nu foarte bună din Republica Moldova, întreg sistemul, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Banca Națională, Procuratura Municipală, Procuratura Generală, Procuraturile Specializate. Andrei, trebuie să ai, nu știu, e păcat că nu poți reda asta, dar atunci când tu înțelegi că în fața ta este un sistem cap-coadă implicat și tu n-ai cui să te plângi. Și tu nu-ți poți apăra clientul, tu nu poți apăra legea, pentru că nu există instituții care aplică acea lege. Tu înțelegi ce înseamnă expresia stat capturat. Când tu, legea au expresie foarte bună, you hit the wall. Uh-huh. Când tu dai capul de perete, o dată, două ori, tu înțelegi, tu poți să fii cel mai bun avocat din galaxie. Dacă tu nu ai un funcționar public integru la care să te adresezi, nu ai un procuror integru la care să te adresezi, un judecător de instrucțiuni, un judecător, un ofițer de urmări penală, dacă tu nu ai tot asta, tu nu contează și știi cât de bun ești. Tu poți să ai foarte mult curaj. De asta cazurile pe care am lucrat eu în această perioadă, ele erau cazuri foarte dificile, erau un fel de mission impossible, dar de acolo, anume de acolo, au pornit niște lucruri foarte interesante. Pornit investigația, de exemplu, la Londromatul cu Vladimir Solovyov, pentru că Comersantul, dacă ți-ai minte, a publicat în 2014 primul articol. Mm-hmm. Ordonanța care a stat la baza acestei investigații, am găsit un caz unui client de-a meu, Grigore Fortuna, care s-a desenat o datorie efectivă de 50 ceva de milioane de lei, exact valoarea 3% de acțiuni în Moldova Grow & Bank.
și statul pretindea executarea acestor bani în baza unui dosar penal pornit pe niște falsuri. Un off-topic, dar în același timp și on-topic necesar. Câți judecători, Ștefan Gligor, implicați în dosarul Laundromatului? Judecători din Moldova, stau-mă după gratii. Nișunul. Apiac. Deci, și nișunul nu se stea. Stai, hai să nu tăiem din aripi, că eu vreau să ajungem la o leac de optimism totuși. Eu aș vrea să arăt oamenilor că implicarea totuși este una sănătoasă, că te poți implica în politică vrând să faci schimbări și respectiv făcându-le indirect. Ștefan, dar de ce era necesar să creezi un partid? Ia că se întreabă lumea, mă întreb și eu, de ce să nu fii membru la unul din partide care, despre care sondajele spun că vor avea șansa să dețină poate chiar majoritatea în Parlament? De ce să pornești cu o nouă formațiune? Poate să fii acuzat de unii că ești satelit, ești spoiler. Revenim la profilul informațional-analitic. Al meu și a colegilor mei. Asta este profilul nostru de bază. Noi urmărim spațiul informațional, ne colectăm informații, le analizăm și încercăm să înțelegem tendințele și, dacă vrei, viitorul care apropiat. Ok. Da. Păi iată, cumul acestor informații, după ani de activitate, scenarii, poate o să revenim, da, implicarea a fost una civică la început. Utilizat după ce am epuizat instrumente avocațiale, am recurs la activitate civică, am încercat să prevenim sistemul mixt, să anticipăm inițiativa sistemului mixt, după care, sau nominal, după care să facem proteste, să oprim pe Plahotniuc din adoptare, după care să facem referendum legislativ. Am ajuns și până la două ori tentative refuzate de CEC, în care împuneam 5 partide, platformă, un nucleu civic la mijloc, două grupuri de câte 800 de persoane aproape refuzate. Dar tu în clipa aceea când luptai cu Plahotniuc, luptai cu metode legale, tu îți dădeai seama că asta e o luptă care nu va aduce un rezultat pozitiv? Pentru că pentru un spectator, tu credeai? Nu este adevărat. Nu? Această luptă a adus rezultat pozitiv. Noi am creat agenda reală. Noi am menținut speranța oamenilor că în societate mai există oameni decenți cărora nu le este frică. Ați bătut alarma, noi corect. Noi am oferit un exemplu de rezistență. Societatea are nevoie de exemple de rezistență. Și atunci când există, desigur, tu ai dreptate, când tu te faci politician și spui că eu voi lupta pentru putere, oamenii spun la tine, se uită la tine și zic, tu critici deoarece tu vrei puterea în locul lor. Când tu nu ai umbrelă politică, când tu ești pur și simplu cetățean al Republicii Moldova, pentru că asta eram eu și erau colegii mei din societate civilă. Noi nu aveam nicio umbrelă politică. Noi făceam lucrurile din capul nostru și înțelegerea noastră și riscurile noastre. Noi nu aveam acoperirea ambasadilor, acoperirea partidilor, acoperirea niște cui. Să fii politician într-un fel în Republica Moldova, în perioada lui Plahotniuc, pro-occidental, era un fel de un instrument de securitate. Era un fel, îți oferea un anumit statut. Da, da. Partenerii de dezvoltare, cumva, prin vrei, dădea un mesaj de susținere și proteja. Noi eram din capul nostru. Noi lătram la un monstru care putea să te strivească orice clipă și noi înțelegeam ce facem. Dar pentru noi, în primul rând, asta era convingerea noastră că asta este ceea ce e corect de făcut. În societate trebuie să existe oameni care n-au frică și care, chiar dacă o au, știu să o controleze și să-și meargă împotriva, fac ceea ce cred ei că este corect. Și după care tu încerci instrumentarul, tu vezi instrumentele de formare opinii publice prin mass media, presiune prin opinie publică pe anumiți actori sau alți actori, instrumente juridice, să pui sistemul la bătaie, să-l pui la încercare, să demonstreze partinitatea și să demonstreze faptul că ei sunt capturați, pentru că exercițiile noastre au demonstrat că sistemul este capturat. De la Comisia Electorală Centrală până la Curtea Constituțională. Și din postura de politician, nu cumva ai mai puține instrumente cu care să lucrezi? Din postura de deputat ales, să zicem. Din postura de societate civilă, instrumentarul tău întotdeauna este unul limitat. Ah. Noi am pornit de la faptul că există o analiză. Okay. Da?
lăsăm deoparte scenariul pe SRM acum, pe care l-am promovat și l-am aparat și l-am pietre în cap, de pe stânga și de pe dreapta. Lăsăm deoparte greșelile care s-au făcut de blocul acum, că s-au așezat la guvernare. Ajungem în faza asta de decizie, da? De ce ne-am implicat politic. Ne-am implicat politic și am mers pe crearea unui proiect nou pentru că regimul lui Plahotniuc, Plahotniuc, Fila, Șilor, au măcinat tot ce este normalitatea politică. Și au măcinat un segment întreg, un bucat enorm de știer politic, care astăzi nu se regăsește nicăieri. Asta în primul rând. Nu, el poate se regăsește, dar el se regăsește la Frankfurt, la Padova, în Northampton. Mulți din cei care se regăsesc la Frankfurt și Northampton, ei totuși votează. Și noi toți ca societate am demonstrat că noi putem să ne mobilizăm, dacă informăm corect, dacă facem ceea ce trebuie, este posibil. Deci există în Moldova un segment... Eu vorbesc despre faptul că există 30% chiar și acum, după cel mai... acum are loc, acum avem, când au loc confruntări politice majore, indecișii se diminuează ca numă, pentru că ei se regăsesc într-o scenariu, da. Într-o țin parte cu unii sau cu alții. Chiar și acum, când există această tensiune maximă și confruntare maximă legată de alegeri anticipate, indecișii sunt peste 30%. Deci sunt oameni care au votat în trecut, care au avut o opțiune politică, care s-au dezamăgit și lor le este, nu vreau să folosesc cuvinte. Am înțeles. E cam doar în cot de ce se întâmplă. E doar în cot de toți care există. Bun, da. Oamenii ăștia cândva au pus speranță. Acest amine, PD, și o jumătate de duzină de alte partide care au trecut, erau cât de cât reprezentativi, toți acești oameni au trecut pe acest tăvăluc și ei nu se regăsesc astăzi în singurul partid care trece pragul și este reprezentativ în segmentul de dreapta. Este vorba de Partidul Acțiunii Solidaritate. Deci analiza ne arată un nou foarte simplu. Unioniștii s-au măcinat și electoratul moderat din rândul unioniștilor a susținut PASO și s-a integrat cumva în susținerea PASO. Prin mișchierul ăsta clasic politic, moldovenesc pervers, bazat pe geopolitică, stânga, rușii, dreapta, unirea, s-a creat o gaură imensă pe mijloc, pentru că partidele precum PD-ul, PLD-ul s-au măcinat. Dar tu admiți că unii oameni pur și simplu nu vor să se implice, pentru că nu-i doare capul de cuvinte lungi, de hai să discutăm despre cum arată Republica Moldova în formula ideală, hai să ne unim cu ăștia, hai să ne unim cu ceilalți. Omul vine acasă obosit de la lucru, el se gândește că și-o spună mâine pe masă copiilor și cineva vine și le propune o soluție politică la drama lui imediată, casnică, știi? Tu admiți că este... eu sunt conștient și colegii mei sunt conștienți de faptul că realitățile sunt foarte dure. Noi am făcut mulți kilometri, mii de kilometri acum prin țară. Nu că n-am făcut înainte de asta. Este jare în teritoriu, este jare. Noi înțelegem foarte bine. Trebuie să știi că activismul politic în Republica Moldova s-a corupt foarte mult, a fost corupt. Partidele așa numite de stânga, în realitate, pur și simplu, astea sunt niște formațiuni care reprezintă grupări criminale organizate, lucrează pe bani la negru. Sunt plătiți șefii de partid din sate, structurilor organizate, șefii organizațiilor primare, activismul lor, așa numit politic. Da. Totul este bazat pe bani plătiți la negru. Noi vorbim despre corupere continuă a legăturilor prin magazine sociale. Acum s-au mai tras și niște farmacii sociale pe care se pune pe roate. Scuze, tu ai văzut ce postat ăștia de la Cafcaliuc cu vină cu cnișca la noi, vină cu cărțișica de... Populism e ca al de Cafcaliuc. Asta e legal în general? E legal să se chem pe oameni sau asta e o metodă de a colecta datele personale de la bătrâni? Eu nu știu care este scopul lor final, probabil ei într-adevăr își fac un fel de bază de date, de resurse umane. Dar până la urmă, cu astfel de populisme, tu lupți pentru același electorat care este ca de jertfă a socialiștilor și ca de jertfă a lui Șor. Într-un fel, Cafcaliuc sunt ghesuie pe segmentul ăsta. Și acolo se lucrează foarte mult cu coruperea legătorului, prin tot felul de... Repet, proiecte sociale, proiecte de asistență așa social, finanțate din surse absolut obscure. Uh-huh. Și asta intrăm în alt subiect. Dar noi, ca să ne ținem de întrebare, ca să răspund până la urmă, să nu par oamenilor că eu fug de răspuns, decizia noastră de implicare este una luată la rece.
un om adecvat, care are o profesie, care este împlinit profesional, personal, el nu visează la să facă politică în unul din cele mai corupte state ale continentului european. Un om adecvat visează să-și trăiască o viață în echilibru și să fie fericit cu familia lui și cu activitățile lui. Eu înțeleg pur și simplu, la ziua de astăzi, că în viitorul apropiat, noi normalitatea nu o să avem. Dacă noi nu să acționăm în baza cunoașterii și acelor informații despre care ți-am vorbit, noi avem o situație în care pasul, dar trebuie să facem aici diferență între PAS și Maia Sandu. Maia Sandu este o persoană apolitică astăzi, este o persoană care nu mai este membru de partid și mai devreme, mai târziu, oamenii o să înțeleagă acest lucru. Partidul Acțiunii Solidaritate rămâne, practic, unic partid pe dreapta care trece pragul și ia o rezultat semnificativ. Ok, atunci când cineva spune că Partidul Schimbării sau Ștefan Gligor vrea să furi din electoratul Maia Sandu sau... Tu spuneai de dezamăgire, poate vrea să-i furi din electoratul lui Andrei Năstase platforma, da? Tu vii cu replica, noi vrem de fapt să-i ajutăm la acea viitoare majoritate în Parlament? Asta ar fi formulat. Noi vrem să oferim societății opțiuni credibile de vot și acei votanți care nu se regăsesc în opțiunile de vot corupte, care practică corupția electorală ca esență activității sale politice. Noi vrem să oferim oamenilor care nu se regăsesc în niciun partid de astăzi opțiuni credibile de vot. Platforma a avut o evoluție rapidă în ultima perioadă și bănuiesc că o bună parte la fel a fost absorbită de PAS. Unioniștii la fel cum au fost. Deci avem astăzi un proiect ferm, așa numit de dreapta, pe șchierul ăsta mă gândesc de dreapta, dar asta nu este suficient ca să obții o majoritate integră în Parlament. Voi atunci concluzia mea ca un om care îl la creier, care îmi atâte informații de astea și încearcă să-mi pună cap în cap. Eu înțeleg că noi ca societate și eu ca cetățean, la un moment dat o să merg la alegeri, noi o să avem posibil un 40 de mandate de oameni integri, ceea ce este mult mai bine decât 26, dar asta este absolut insuficient ca să ajungem undeva. Și atunci noi ca societate trebuie să ne mobilizăm, să construim un proiect integru, un proiect adecvat, un proiect echilibrat, în care se regăsesc o bună parte din cetățenii noștri și împreună cu ceilalți oameni integri care să ajungă în acest parlament, să formăm o majoritate și să asigurăm numirea unui guvern profesionist care 4 ani de zile va merge pe un program de reformă. Partidul Schimbării încă nu a fost înregistrat, da? Voi sunteți la etapa în care așteptați notițele de la Agenția Servicii Publice. Da, discuții măcar între voi, în cei care fac parte din grupul de inițiativă, ați purtat despre cu cine ați merge în bloc, dacă ați merge în bloc cu cineva, dacă ați vrea să arătați că sunteți solidari cu cei din PAS, sau o să mergeți solo la alegerile anticipate sau care vor mai fi? Noi să mergem la aceste alegeri anticipate ca Partidul Schimbării. Evident, nu poate fi la moment vorba despre... Noi nu avem nici măcar certitudine despre alegeri anticipate și asta este un alt subiect de discuție, da. Genul politic, și ce s-a întâmplat în Ieșirați. La moment, pe noi ne preocupă construcția partidului în teritoriu, crearea structurilor teritoriale și asta este un efort enorm. Și vreau să-ți spun că sunt foarte... puțini oameni care sunt gata să se implice la nivel teritorial, bine, la raion, la raion diferă, dar în principiu, oameni care mai cred în ceva, care mai vor ceva, după acest căvăluc de 10 ani de corupție, de dezmăț, de impunitate, exact. Oamenilor le s-au lăsat mâinile în jos. Și vreau să-ți spun că structuri puternice teritoriale au foarte puțini partide. Despre asta mulți trâmbițează, dar în realitate sunt foarte puțini în teritoriu care au structuri. Nordul, sudul, în special, este prost acoperit. Cine e cel mai bine structurat? PSRM-ul, Dodon, nu? Ei au cel mai multe și... Da, pentru că rămâne de văzut de ce bani finanțează activitatea. Aha. Rămâne de clarificat dosarul Bahamas, rămâne de clarificat multe alte lucruri, rămâne de clarificat de unde au luat bani de 4-5 televiziuni, sedii pentru aceste televiziuni și multe alte lucruri la care ar trebui să ne răspundă domnul Alexandru Stoianoglu, zice că nu se implică în lupte confruntări politice, deci nu Doamne ferește. Hai dacă ai pomenit de Stoianoglu, sau vrei să închei gândul? Da, atunci mesajul este unul foarte simplu.
E foarte dificil să construiești un proiect integru, un proiect onest, dar asta este exact ce ne propunem noi. Noi să-l facem, corect sau deloc. Acest partid, Partidul Schimbării, va fi construit corect, onest sau deloc. Da, asta nu este cea mai simplă cale, dar asta este unica corectă. Și la general, Andrei, vreau să-ți spun, din experiența mea de activist civic și avocat, calea corectă, de regulă, 97% de cazuri, este cea mai dificilă. Corect, cea mai dificilă. Obiecția mea față de politicienii noștri, inclusiv de dreapta, este că ei de regulă merg pe calea cea mai simplă și nu pe calea corectă. Și atunci dau foarte mult în bară. Nu, uite, transparența și financiară a unui partid... Transparența financiară a unui partid e o cale corectă și o cale dificilă. Și poți vorbi despre exemplu pasului care... Lor câți ani le-a luat? Le-a luat vreo 4-5 ani ca abia după localele din 2019 să înceapă să primească bani de la buget ca să întrețină structurile. Până la asta tot era în minus. Tu ai recunoscut recent la un interviu că deja ați cheltuit 40-30 de mii de lei pe chestii logistice. Mai mult. Deja mai mult. Și astea sunt bani personali. Voi donatori deja aveți? N-aveți dreptul să aveți donatori dacă sunteți? Sau... Noi am avut o persoană care a intrat din stradă și ne-a donat 200 de lei. După care a intrat o altă persoană, proprietar de o afacere mică și ne-a donat 5.000 de lei. După care avem cineva care vrea să ne doneze 10.000 de lei și avem cineva din mai mulți oameni din diaspora care așteaptă să deschidem un cont bancar. Ca să aveți voie. Avem cineva din diaspora care ne-a donat laptopul și niște tehnică, cineva care ne-a trimis niște scaune și niște stative. Deci este foarte frumos să înțelegi, deci e tare frumoasă chestia asta când tu înțelegi că de fapt asta nu ești numai tu cu bugetul familiei tale și bugetele colegilor tăi, familiilor colegilor tăi. Pentru că la moment evident că noi am pus bani din buzunar, cine cât poate, și așa ne finanțăm. Noi avem un birou pe care ne închiriem cu un contract declarat la fisc, evident, cu o sumă nu foarte mare, dar tu asta cum crezi? Deci nu am nicio problemă să spunem sumele. Eu la general nu văd de ce ar fi o problemă. Pentru tine personal, care era momentul de turnură în care tu ai înțeles uite, eu am un impact destul de mare la un public destul de larg. Nu știu, eu mă gândesc, anticipând răspunsul tău, mă gândesc că era vorba de concursul la funcția de procuror. Pentru că tu ai avut activitate lungă la Centrul pentru Politici și Reforme, activitate de comentator politic, invitat la TV-uri. Dar mie mi se pare că momentul acela a fost unul de turnură în care multul lume a arătat că e solidară cu tine, ar susține candidatura ta. Pe tine te-a făcut asta cumva să crezi, hei, ia stai un pic, eu trebuie să capitalizez pe acest credit. Există o mână de oameni care m-ar susține, eu pot să merg înainte, să nu-i dezamăgesc. Sau și au jucat pentru tine, și moment ai avut de switch în cap în care zici, uite, da, am decis, o să merg în politică. Switch-ul în cap a fost unul analitic, el nu a fost unul legat de o activitate sau altă. Există un anumit moment când tu înțelegi că în această situație, în aceste circunstanțe, plasată în timp și spațiu, dacă tu nu faci un pas înainte, atunci lucrurile vor merge pe scenariul pe care tu îl știi și nu există factori care l-ar influența sau l-ar modela într-un mod considerat. Nu știu dacă nu prea complicat vorbesc. No, hai... tu înțelegi ce se va... Ideea este că tu înțelegi ce se va întâmpla și dacă tu nu intervii, nu o să se întâmple altfel așa cum vrei tu. Hai, dar să mergem mai în gust. Dacă tu spui că înțelegi ce se va întâmpla, tu înțelegeai că nu vei fi ales în funcție de procuror, că nu o să câștigi concursul? Tu înțelegeai că... 100%. Aha. Tu asta... Eu am acceptat să candidez exclusiv pentru că, în primul rând, mi-au cerut-o oamenii și asta era foarte frumos, pentru că au existat mulți, mulți oameni care au crezut în mine și au crezut că eu sunt sincer când spun că o să fără capul și că o să fie reformă și ea nu o să fie decorativă. Și eu am ajuns să fiu identificat cu funcția asta pentru că am vorbit, eu sunt unul dintre cei foarte puțini care au vorbit despre ce trebuie de făcut. E puțin să lupți pentru putere, mai trebuie să știi ce vrei să faci cu puterea asta. Și noi avem, din păcate, situații când politicienii noștri luptă pentru putere, dar habar n-au de ce vor puterea asta. Sau când ajung și ajung cu mânușile albe și nu înțeleg că lucrurile nu o să ia acolo, nu o să o ia acolo unde cred ei, dacă îi umblă cu mânușile albe și creează realități paralele.
Realitatea trebuie să o cunoști la zi. Cât e mandatul procurorului general? 5 sau 7 ani? Cât? 7 ani. 7 ani. Iată de grabă ne apropiem de un 2 ani de Alexandru Stoianoglu în Republica Moldova. Nu mai avem. Da, tu nu odată ai criticat activitatea lui. Poți să spui sus să tare sau poți printr-o propoziție să sumarizezi activitatea lui ca fiind una confortabilă pentru politicienii compromiși din Republica Moldova? El este un procuror la care s-au înțeles, al Dișor, Dodon sau cine mai este acolo prin umbră, Platoni? Sau el este pur și simplu un om care nu face niște pași din lipsă de curaj? El este un procuror general în prezența căruia Deceslav Platon, care mai are decât eu știu o duzină dosare penale și acuzații și bănuieli față de activitatea lui din trecut, a devenit expertul principal și secretarul principal al procuraturii, dacă nu al procurorului general. Pe dosarul furtul miliardului, nu? Pe dosarul furtul miliardului, dosarul Londromatului, care vrei, da? Pentru că procurorul Stoianoglu, de exemplu, despre Londromat vorbește exact cu termenii care vorbește Platon. Platon, care este organizatorul și executorul acestui atac în realitate. Și el, mă rog, omul nu tare, nici nu se ascunde tare, el zice că dacă care-i treaba, care-i problema, că nu există infracțiune în asta, că banii nu au proveniență precum că legal, așa, adică în Rusia se fac research, spun oameni la închisoare, sorului Platon a fost condamnată, dacă nu greșesc, 7 sau 9 ani de închisoare. Dar în Republica Moldova, deci încă mai există dubii cu privire la proveniența celor bani. Și așa mai departe. Miliarde și miliarde de dolari. Tu crezi că Stoianoglu e un procuror? Asta, în primul rând, Andrei, asta este una din chestii, asta este unul din subiectele care, în primul rând, discreditează activitatea lui Stoianoglu. El poate să facă multe lucruri bune, dar în momentul în care el are așa o atitudine departamentoare față de acest cetățean, și îl favorizează într-un mod hal fără de hal, când el iese și spune că nu putem să-l atragem la răspundere penală pe alte capete de acuzare pentru că Ucraina nu ne permite nouă, că el a fost extradat și cu permisiunea de investigație trage la răspundere pe un singur capăt de acuzare, nu vine râde, dar imediat cineva nu vrea să-l întrebe pe domnul Stoianoglu, dar el a cerut permisiunea autorităților ucrainene să-l investigeze pe Platon pe celelalte capete de acuzare. Și care sunt ele? De ce nu vine în fața noastră și nu ne povestește despre câte dosare penale au fost indentate pe numele lui Platon și de câte chestii este bănuit el? Ștefan, dar ceva de bine. Poți spui despre Stoianoglu? El după asta a să iasă în conferință de presă și o să ne spună că mai există un capăt de acuzare la Plahotniuc, o mai descoperit niște proprietăți care poate să le pună sub sechestru. Tu poți să lăuda ceva din activitatea lui din ultimul un an jumate? Era la început un semn bun faptul că el a recunoscut existența dosarelor politice la comandă, chiar și-a cerut scuze față de unii oameni, a recunoscut anumite lucruri. Dar până la urmă nu a dus nimic. Dacă te uiți la 38 de dosare politice care sunt precum că recunoscute ca fiind acele unice care sunt recunoscute ca fiind politice, jumătate din ele au avut careva finalitate sau parțial, s-a acționat cumva parțial pe ele, jumătate nu este niciun rezultat. Tu cunoști ceva despre dosare legate de deputați sau foști deputați? Eu țin minte, în 2019 era un val de dosare de la dosarul pe numele lui Țuțu. Pe urmă, i s-a retras imunitatea parlamentară lui Cebotari, nu? Lucandu nu știu dacă i s-a retras. Lui Cebotari s-a retras. Da. Tu cunoști ceva despre evoluția acestor dosare? Se mișcă lucrurile sau asta a fost doar un spuf? Ele sunt, Andrei, ele sunt presărate cu sare, de asta camen mai sori, știi? Mașcată și pusă în unghie. Ah, la păstrat. Dar păi gustos așa. Dacă tu nu te-ai întrebat niciodată cum oamenii cărora s-a pornit Stoianoglu să le ridice imunitatea au ajuns să facă parte din coaliția parlamentară majoritară astăzi? Țuțu se odihnește bine, mersi, la Brașov, aleargă, se dă cu schiurile, zic... Există da, facțiunea lui Ilan Șor, dar oamenii lui Plahotniuc care sunt toți în țară, în afară de Iralov și câteva excepții. Bun, dar din punct de vedere tehnic și juridic, e corect? Andrei, îți primește că Plahotniuc de unul singur a uzurpat puterea în stat. El a avut sute de oameni implicați. Unde e dosarul cu uzurparea puterii în stat?
Сережа Сырбу, Карим Блаш и executa decizii, ordine și așa mai departe, unde este, cine l-a audiat în dosarul ăsta și așa mai departe. Deci sunt zeci de oameni, sute de oameni care au fost implicați, care primeau indicații, care primeau plicuri, care erau coordonați. Dar unde este acest dosar? Care este activitatea de fapt a 109? Ce face omul ăsta în afară de fapt că, că te răgânează și nu face, nu face, se face cu loc? Dar fă-ne un pic de ligbez. Eu tot nu vreau, dar poate dacă poți să ne ajuți pe mine și pe cei care ne urmăresc, o leacă de ligbez juridic sau tehnic, e posibil în general sau e normal să dăm tătă vina pe Stoianoglu? Sau există niște procurorași mai mitei pe la Procuratura Anticorupție sau pe dincolo care bagă bieță în roate? Și care îi încurcă voi să fie un procuror bun. Stoianoglu trebuia să fie acea persoană care vine în Parlament solicită introducerea modificărilor în legea cu privire la procuratură, cu privire la lichidarea procuraturilor specializate, ca fiind acele instituții care au capturat statul, care l-au ajutat cu Plahotniuc și l-au acoperit pe Plahotniuc în capturarea statului. De ce Stoianoglu până acum n-a făcut chestia asta? Dar de ce Parlamentul nu face asta fără procuror? Și-au bătut joc de sute de primari, și-au bătut joc de sute mii consilieri și-au fost bântă pentru oameni de afaceri. Unde e tot asta? În afară de dosarul împotriva lui Morari, unde e Chitoroagă, unde sunt toți procurorii care îmblau sub ei, unde e Bățișor, unde sunt toți ceilalți? Ei sunt zeci și zeci și zeci. Unde e tot asta? Eu înțeleg foarte bine că dacă ajungeam în funcția de procuror general, probabil ajungeam împușcat la o scurtă perioadă de timp sau ajungeam să obțin totuși niște rezultate, cel puțin să expun sistemul politic, să demonstrez că nimeni în realitate nu vrea să... El ca procuror putea produce schimbarea dacă avea susținerea Parlamentului. Pentru că, în opinia mea, să curiți acest sistem fără evaluare externă, fără lichidarea procuraturilor specializate și a CNA-ului. Tu, în loc să ții oamenii ăștia care au fost sarea și pipierul procesului de uzurpare a statului, de acoperirea laundromatului, de acoperirea jafului rezervelor băncii naționale, a contrabandei care a fost sistematizată și unită în așa numitul proiect de către Plahotniuc și oamenii lui. Uh-huh. Da, a intrat tot, de la macaroanele care intră din Ucraina până la hașișul și heroina care vine din pe canalele Est-Vest și așa mai departe. Pe coridoare. Țigara care ajungea, conform surselor mele, până la un miliard de euro valoare, adică în valoare de piață, volumul exportat pe piața Uniunii Europene. Și așa mai departe, sunt bani mari, mari, mari. În momentul în care tu te apucai să discutești treaba asta, e clar că un an este puțin, dar cel puțin trebuia să pui pe roate niște procese. Dar tu cum ai răspunde la aceste proprii întrebări? Procesele astea aveau câteva capitole. Unul este structura, oamenii, da? Oamenii cu care tu lucrezi. Trebuie să curiți sistemul de cei mai odioși. Să demonstrezi că tu ești stăpân în casă, că tu ai un cuvânt de spus. Asta este integral ieșuat de Stoianoglu. Stoianoglu a ieșuat acest lucru. Eu știu că de dânsul mulți râd, pur și simplu râd, da? Pentru că nimic nu s-a schimbat, în afară de faptul că s-a dat indicația să se poarte frumos. Da? Deci tu ai în sistem procurori care sunt în realitate niște infractori care le s-au spus foarte frumos. Și uneori sunt foarte frumos, dar uneori nu. Nimeni nu garantează că nu iau mită și că nu pasează dosare pe bani și așa mai departe. Nimeni nu știe în realitate până la urmă toată informația despre ce fac acești oameni. Doi, asta este eficiența. În momentul în care tu ai păstrat acest sistem, tu puteți justifici păstrarea lui dacă oamenii ăștia erau puși în viteză să lucreze pe dosarele pe care le-au făcut posibile, da? Sau măcar, așa cum au făcut cu Platon, să te ajute, știi? Să-i chem să te ajute. Să-i pui în revers. Fii să-i impui să deconspiri și să destructureze sistemul pe care l-au acoperit. Și asta tot nu s-a făcut. Pentru că Plahotniuc își are pe Fiensu în Parlament. 7 oameni au vrut, i-au băgat, au vrut, i-au scos, i-au trimis în deplasare de serviciu la șor, au creat o platformă ca să bage în coaliție cu Dodon. Este absolut clar că între Plahotniuc, Dodon și șor există coaliție, este înțelegere. Este absolut clar că moțiunea de cenzură fluturată de Andrei Năstase, așa de tare și insistent, a fost instrument de șantaj ca să bățească, să facă majoritatea asta parlamentară, care o controlează acum deci, aceștia trei. Da?
și așa mai departe. Și atunci sunt niște lucruri, să spui lucrurilor fenomene de multe ori de costă, pentru că oamenii nu vor să audă niște realități, inclusiv despre politicienii de dreapta, ei vor să îi idolatrizează oamenii, ei vor să-i vadă ca da. Frumoși, cu mănuși albi și pical nu știu de care. Ștefan, realitatea este mult mai dură. Tu mai vezi posibilitatea, probabilitatea revenirii Lușor și Plahotniuc în Moldova? Dar ei n-au plecat nicăieri, ei fac politică. Ei fac astăzi agenda politică în Republica Moldova. Fie faptul că ei lipsesc fizic, care e problema? Și noi nu suntem cu tine fizic față în față și so what? Ok, deci business as usual, cu dânși plecați la depărtare. E că tu numai așa ai enumerat tare multe elemente, de la heroină la procurori mai mici, de la Stoianoglu care nu a venit în Parlament și are modificări legislative. În toată conjunctura asta vreau să ne concentrăm la Parlament, care e buba centrală din ultimele zile. Sau, de fapt, hai să o numim obiectiv neînțelegere dintre Parlament și președinție. Parlament. Înainte de a trece la asta, aș vrea să trag linie să explic oamenilor de ce totuși am făcut acest proiect politic. Dar eu vreau la final, pur și simplu, să închei cu DC-ul, okay. Pentru că eu vreau să colectez mai multe puncte și pe urmă spun, Ștefan, tu pe bune încă mai vrei să faci politică după atâtea probleme enumerate? Eu asta vreau să-mi răspuns la final, dar hai să... Andrei, eu înțelegând foarte bine că pot fi atras de justiția noastră super independentă, tocmai pe locul 130 din 136 planetă, cu Africa deasupra, înțelegând că eu pot să fiu atras la răspundere pentru anumite declarații, eu ceea ce îți povestesc ție este un sfert din ceea ce ar trebui să spun. Că chiar și eu, neavând mare, știi cum, frică față de nimeni, dar oricum nu poți spui chiar tot ce știi, pentru da. Că în anumite situații tu va trebui în instanță să demonstrezi că asta este chiar așa. Noi l-am auzit recent pe domnul Șor foarte tare supărat că nici măcar nu i s-a spus numele, dar el era supărat că cineva ar fi intuit că el era hoț. Și eu recunosc asta e, și eu sunt parte din această vină, știi, joc rolul și trebuie să ne ferim de asemenea afirmații. Stai că am pierdut sunetul la tine. 1-2-1-2, Ștefan? Încearcă să apeși pe microfon și să mai apeși încă o dată. Să-l stingi și... 1-2. Hai, măi, nu am udeam și care e problema. Tu mă auzi pe mine? Eu nu am feed de la tine. Stai că nu te aud deloc. Stai, nu, des să... Facem... Des să te mai sun o dată. Dar am udeam numai tai. Pur și simplu o să lichesc după asta. Iertați-ne, dragi prieteni. 1-2. Iaca. Eu simt că acolo există înțelegeri cu Zuckerberg. Posibil. Așadar, bun, ca să închei. Deci tu te ferești să dai prea multe detalii, am înțeles că există oarecare risc. Nu, eu nu mă feresc să dau detalii. Eu în inima ți-am spus care este situația. Vorba de am cursorul pe față. Nu știu dacă asta e ok. Acum ai cursor? Da, ai dreptate. Hai să-l scot. Da. Da. Nu, eu nu mă feresc să dau detalii. Eu cred că vorbesc foarte direct despre ceea ce a fost și ceea ce este. Dar sunt anumite informații din interior, informații foarte urâte, de altfel, despre anumite procese, oameni implicați, felul în care ei sunt implicați, cum se iau deciziile și așa mai departe, care, dacă le spui, va trebui să le probezi. Dar a ști niște lucruri și a proba niște lucruri sunt chestii de fie. Eu vreau să adresez, ca să încheiem momentul cu Stoianoglu, o întrebare așa romantică, dar vreau un răspuns de da sau nu. Este corect noi la un moment dat să luăm în calcul, este corect da sau nu, să luăm în calcul factorul uman al faptului că Stoianoglu are o activitate și el de scurtă durată, înțelege probabil că are o viață pe acest pământ, soția are un salon de frumusețe, care apropo mă ating se cheamă Opium și e și tare ciudat sau ceva de genul ăsta. E corect să luăm în calcul faptul că omul poate vrea o zonă de confort și nu vrea tare să bagi cu nasul în schema fșiși, în Transnistrii, în droguri, în alta, în platoni. Sau noi ar trebui să fim idealiști? Eu cred că el în primul rând nu are o viziune. Viziunea lui este de conservare a sistemului și hai că cumva poate cu ceea ce avem o să ajungem, undeva. Doi, eu nu cred că el vrea să-și asume riscul.
Există dosar de contrabandă în care sunt implicate zeci de nuclei criminale, peste 20 de nuclei criminale, care ar putea fi dezgropat și pus la în lucru. Uh-huh. Din câte știu, el se murează, acel dosar este pus așa de fel. El este reluat, dar este în realitate, el nu se face nimic. Există multe alte dosare penale, inclusiv pe acest Vyacheslav Platon, care ar trebui să-l trimată la răspundere, prin care ar trebui să-l atragă la răspundere, dar el pe fel se murează. Și sub o bălduire Procuratura Generală Vyacheslav Platon s-a apucat să-și recupereze activele, inclusiv prin atacul RAID. Uh-huh. Ceea ce se întâmplă în cazul Movasibului este un atac RAID. Cu mâinile judecătorilor s-a preluat controlul companiei și s-au făcut niște cesiuni de creanțe care l-au îmbogățit pe domnul Vyacheslav, companiile care spetele căruia el stă, cu niște milioane de euro, pentru că Moldasig a împrumutat bani la Avia Invest, ținut când Dodon futura insolvabilitate, faptul că pornește insolvabilitate. O să se ocupe. Da, el în vlog a spus că o să se ocupe de asta. Din câte cunosc eu, Platon și-a numit două SRL-uri prin judecată, și-a numit două SRL-uri ca organ executiv și ca administrator, printr-o închiere, da? Printr-o închiere în instanță. Și acei administratori, acele două SRL-uri, administrează Moldasig astăzi. Una din cele mai mari companii de asigurări din Republica Moldova. Și acea datorie care a fost dată la Invest a fost cesionată la o altă companie, o companie terță. Și datoria a fost achitată nu Moldasigului, dar unei companii terțe, care sunt sigur este controlată de Vyacheslav Platon. Și acele 2 milioane și ceva de euro au plecat la companii terțe. De exemplu, cum pot fi făcute 2 milioane de euro printr-o încheiere judecătorească, pentru care doamna judecător, am înțeles că a luat o mustrare la Consiliul Superior Magistraturii sau ceva de genul. Asta sună ca o denumire de webinar. Cum să faci 2 milioane de euro printr-o încheiere de judecată? Și Moldova e posibil. Andrei, eu pot să-ți povestesc cum să faci sute de milioane de euro. Concret, cazuri aplicate. Eu propun să continuăm prietenia noastră și să mai vorbim după asta, că să nu afli chiar tot, știi? Dar sfaturi de business criminal ne inspiră tare bun în contextul ce se întâmplă în Moldova. Ștefan, ajută-mă pe mine, ajută familia noastră, pentru că noi în familie avem această disensiune și neclaritate, și pe cei care ne urmăresc, ajută-ne să înțelegem ce se întâmplă acum între Parlament și președinție, sau chiar în Parlament și în președinție, mai ales în contextul ultimelor săptămâni sau ultimelor zile. Tu citești știri, tu vezi cum Maia Sandu convoacă în ședință partidul Șor pentru consultări, o auzi pe Marina Tauber cu zâmbet pe buză, care spune că i-a plăcut și a fost la consultări, trec câteva ore, doamna Durleșteanu zice că nu mai vrea să fie prim-ministru, Dodon nu știe despre asta, pe urmă Maia Sandu îl propune pe Igor Grosu. Ce ne așteaptă pe noi din această neponiatcă și lucruri greu de definit? Iată, mai ales tu, avocat fiind, om care de mulți ani fierbe în politica moldovenească și acum vrei să te implici în asta. Tradu-te, rog frumos, pentru noi ce se întâmplă acum în politica moldovenească. Tu mă pui în situația să spun lucruri nepopulare. Hai, nu, dar eu vreau, pentru că ți-am mai spus anterior, noi trebuie să recunoaștem, noi facem parte dintr-un oarecare bubble, da, pe Facebook. Împărtășim anumite valori, vrem o integrare sau o apropiere europeană Moldovei, contrar altor politicieni din Moldova. Nu vrem, cum se cheamă, magazine de alușor și concerte la Orhei cu gratuități pentru a cumpăra electoratul și vrem altceva pentru oameni. Tu cum vezi asta? E că spune părerea ta dacă tu zici că e nepopulară. Cum vezi? Ce se întâmplă în Moldova acum? Asta este un subiect complex și când problema este complexă, ea trebuie împărțită în probleme mai mici, okay, care sunt mai simple de rezolvat. Hai să facem diferența între ce cred eu și realitatea care există. Există o realitate. Când tu începi să faci proiecte de scenarii politice și agenda politică și activitate politică, tu trebuie să iei în considerație realitatea, pentru că un politician care nu cunoaște realitatea sau o ignoră este un politician mort sau un politician care va deveni mort. Uh-huh. În termen evident convențional. Realitatea noastră este următoare.
Există o curte constituțională care are o opinie și un cuvânt greu de spus în acest proces. Procesul de clarificare a modului de declanșare a alegerilor parlamentare anticipate. Ok. Scop pe care îl are societatea și pe care îl are președintele Ales Maia Sandu, care are mandat pentru acest scop de partea oamenilor. Pot să adaug aici ceva? Că mulți, când citesc știri sau titluri de știri apropo de ce a decis Curtea Constituțională, se gândește că cineva e pierdant și cineva e câștigător, cineva e vinovat și cineva e victimă. Dar nu e corect să vedem așa activitatea Curții Constituționale. Cineva se grăbește să celebreze victorie, neînțelegând esența juridică a ceea ce se întâmplă. Din păcate, eu am văzut valul, eu știu despre ce vorbești, atunci când a fost dată încheierea de refuz în suspendare socialiștilor, socialiștii au contestat numirea Tudor Cristean, numirea lui... Gavriliță, doamna Gavriliță, ei au solicitat și suspendarea acelui decret. Și curtea a refuzat suspendarea și toată lumea celebra victoria la Curtea Constituțională. Ce era profund greșit, pentru că nu s-a... Pur și simplu s-a refuzat suspendarea decretului. Da. Nu avem nicio treabă cu esența cauzei. Și după care a urmat anularea decretului. Da? După ce a fost un val imens de bucurie pe Facebook, s-a obținut o mega victorie. Și eu cumva a rămas așa portretul un pic. Deci, m-a întrebat un subiect foarte complicat. Există realități. Realitățile astea îți plac, nu-ți plac, ele sunt niște realități. Există o practică a curții, există Constituția și există practică a curții constituționale. Deci există jurisprudența curții constituționale. Da. Hotărârile curții constituționale care sunt obligatorii spre executare. Constituția trebuie citită în colaborare cu hotărârile curții constituționale. Dacă tu citești doar Constituția, tu de multe ori multe n-ai să înțelegi, ție să-ți pare că e corect așa sau așa, în realitate nu va fi așa cum vrei tu. Trebuie să citești asta colaborat cu hotărârile curții constituționale. Chiar dacă unele hotărâri au fost luate de componențe corupte ale curții constituționale. Da, din păcate da, și asta era așteptarea mea de la noua componență a curții constituționale, că vor fi revizuite ușor de hotărâri. Și ei n-au făcut asta? Nu. Da, asta însemna revizuirea și hotărârii privind alegerile prezidențiale prin vot direct, nu? Nu, hotărârile pot fi revizuite selectiv, ele nu numai decât trebuie să fie revizuite toate. Ok. Ele pot fi revizuite selectiv atunci când există temi să faci acest lucru. Și au fost multe hotărâri, mai multe hotărâri controversate care merită să fie revizuite, în opinia mea. Dar asta este o altă discuție, da. Nu este niciodată în detalii. Esența este că curtea, deci până la prima tentativă de numire, de înaintare de două ori acelui candidat, doamna Sandu, președintele Sandu, nu știa cum se va purta curtea. Curtea va merge pe spiritul Constituției, care spune că noi suntem un stat de drept și că un parlament capturat nu poți avea stat de drept și nu poți construi stat de drept. Și că astăzi este prioritatea numărul 1, conform spiritului Constituției inclusiv, să dizolvăm acest parlament, să mergem anticipat. Sau curtea va merge pe buchia Constituției și o să spune că nu, conform hotărârilor precedente a Curții Constituționale și Constituției, președintele joacă un rol simbolic și trebuie să execute voința majorității. Până la această primă tentativă de numire de două ori a doamnei Gavriliță, Maia Sandu nu știa ce crede curtea și cum va proceda curtea. Însă curtea, după ce a fost contestat decretul de înaintare repetată a doamnei Gavriliță, a zis că el este neconstituțional. Și acum Maia Sandu face același lucru. Ceea ce înseamnă că există curtea insistă pe practica, pe jurisprudența curții în acest sens. Asta înseamnă că trebuie să ridici hotărârile 2013, 2015, 2020, 2021 și să te uiți la ele ca un tot întreg și să înțelegi ce va urma. Opinia mea, va urma o nouă declarare ca fiind neconstituțională a decretului de înaintare a lui Igor Gross. Igor Gross. De ce? Pentru că el se înscrie... Pentru că se merge pe buchie, repet, curtea, asta este o realitate, asta nu înseamnă că această realitate.
eu spun asta, nu înseamnă că asta mie îmi place. Uh-huh. Eu am insistat și am spus că curtea trebuia să meargă pe spiritul Constituției. Nu pe curtea a mers pe buchii și înaintarea acum a lui Grosu, eu nu înțeleg care este calculul în spatele acestei înaintări, pentru că, în mod evident, socialiștii se vor adresa la Curtea Constituțională, deja s-au adresat da. La Curtea Constituțională, și vor cere exact ceea ce au cerut anterior, anularea acestui decret. Și premizele și probabilitatea că el va fi declarat neconstituțional este foarte mare, în considerație că a fost declarat decretul de numire de înaintare a lui domnului Gavriliță. Și vine ziua de 23 de martie, să zicem că noi avem decretul declarat neconstituțional. Majoritatea vine cu un candidat propus de ei? Acum, 23 încă nu vine, mai este până la 23. Da. Socialiștii au declarat că vor înainta din partea majorității parlamentare un nou candidat. Tu cum vezi plecarea domnului Durleșteanu? Asta a fost o chestie știută, planificată de Dodon. El a jucat aleg de teatru pentru că el de des senzația și el și doamna Greceanu că nu prea s-au așteptat. Mesajul era prea pieptănat, prea aranjat pentru limbajul doamnei Durleșteanu. Se vede că el a pregătit din timp sau cel puțin a consultat pe cineva posibil. Nu știu care a fost scenariul, putem doar să ghicim. Ideea este că ea și-a retras candidatură când ei erau în sediul președinției. Dar asta nu schimbă mare lucru, pentru că Curtea Constituțională, prin hotărârile sale, spune că consultările nu pot fi formale. În momentul în care... Adică ele nu pot decide nimic? Sau ce în vedere nu pot fi formale? Este hotărârea Curții Constituționale din 6 august 2020, care spune că președintele, în cazul în care există o majoritate parlamentară absolută formalizată, este obligat să accepte candidatura acelei majorități. Majorități, da. Da. Și dacă ai citit hotărârea Curții Constituționale privită la declararea neconstituțională a decretului de înaintare al Dărușteanu, acolo se spun niște lucruri. Da, că, inclusiv că consultările nu pot fi formale, uh-huh. nu pot fi mimate, ele nu pot fi trucate și așa mai departe. Acum, logica, da, și există principiul loialității constituționale, că tu, în mod loial, trebuie să înțelegi și să aplici principiile și practica curții, da? Pe principiul învățământului de drept constituțional, a Constituției și, în zilucit, jurisprudența curții. Da? Asta înseamnă că, din nou, asta înseamnă că tu trebuie să respecti cumul acestor hotărâri. Înaintarea lui Grosu, din nou, multă lume s-a bucurat, a făcut declarații despre șah și joc și nu știu ce. Da, am văzut și eu mulți prieteni postând asta pe Facebook. Eu personal nu văd finalitatea acestui pas, decât că se mai trage din timp. Care e cel mai bun scenariu? Scenariu în viziunea ta care s-ar putea întâmpla? E unul care doar aici ca să închei. Ceea ce mulți oameni spun că se face acum este întindere de timp ca să se ajungă la data de 23 martie, dată când expiră 3 luni, 23-24 martie, când expiră cele 3 luni de când a demisionat Chicu, care conform unei alte hotărâri a Curții Constituționale din trecut, 2015, 2013, 15, două din câte eu țin minte dacă nu greșesc, care spun că dacă 3 luni de zile nu s-a ales un prim-ministru, președintele... pe motiv de blocaj instituțional, atunci Parlamentul se dizolvă. Și această hotărâre nu a fost revizuită de actuala componență a curții, a fost dată în timpul președintelui Tănase. Okay. Și asta este miza pe care, din câte eu înțeleg, încearcă să meargă președintele Sandu, da? Să folosească președintele Sandu. Dar în același timp sunt alte hotărâri a Curții Constituționale care spun că responsabilitatea pentru nenumirea guvernului trebuie să fie pe Parlament și nu pe alte instituții ca să dizolvi Parlamentul. Adică vina trebuie să fie a Parlamentului. De asta Dodon, Șor, Plahotniu fac tot posibilul și sar într-o roată că îți demonstreze faptul că ei sunt gata să numească prim-ministru. Ei au mers inclusiv la formalizarea majorității ușor. Da. Deci Dodon a mers pe cel mai toxic scenariu
numai că să neutralizeze perspectiva acestor alegeri parlamentare anticipate, făcând deschis coaliții cu Șoa, pentru că acel document, în baza căruia ei au înaintat-o pe Durășteanu, se numește declarații cu privire la constituirea, formarea majorității parlamentare în vedere desemnării prim-ministrului. Cine, multă lume s-a apucat să spună că este sau nu, fără să o citească, dar acolo așa scrie. Da? Deci e oficial o constituit o majoritate. Și ei vor face același lucru mâine, pentru că pe lângă faptul că ei azi au de contestat decretul la curte, ei mâine vor face o nouă majoritate, o nouă desemnare, în aceeași component sau în alt component, să contează mai puțin. Dar cu certitudine vor fi 50+. Și atunci, practic, în lumina hotărârii Curții Constituționale, care spune că vina trebuie să fie a Parlamentului, dar nu a președintelui, în acest joc, argumente în fața curții că vina este a Parlamentului, nu sunt. Și atunci ajungem în impas. Și aici ajungem la scenariile reale, la care mai devreme sau mai târziu, bănuiesc eu, vom ajunge noi. Okay. Și aceste scenarii sunt foarte, bănuiesc eu, nepopulare acum în mințele oamenilor noștri, dar care sunt o realitate, place sau nu. Eu cred că o soluție, sunt două soluții acestui conflict între majoritatea parlamentară uzurpată, în opinia mea, de domnul Corpătiu și Șor. Și președinție. Și președinție, și societate. Da, care ar fi? Sunt două scenarii. Primul scenariu este stradă. Sunt proteste stradale împotriva acestui parlament care nu mai are nicio scrupulă și față de care nu mai există epitete, sinonime și antonime. Ok. Nu am căzut sub orice critic. Proteste stradale care ar avea drept scop impunerea acestui parlament să refuzie de două ori numirea votare sau să nu se întrunească trei luni de zile să nu adopte legi. Deci, unul din acele două scenarii. Asta este scenariul străzii. Un scenariu foarte complicat, care din câte înțeleg, nu și asumă acum nici, da? Nici pasul, nici președintele Sandu, nici altul. Bun, un motiv ar fi că e greu să scoți oamenii în stradă sau e pandemie de asta? N-ar trebui să scoate lumea în stradă? Cum crezi? Ce îi oprește pe ei să... Unul este pandemie și situația se agravează. Doi, aceste proteste stradale în trecut nu s-au soldat cu succes, pentru că, de regulă, la noi partidele de dreapta fac aceste proteste cu muzică și cu marșuri și fără niciun sens. Foarte slabă organizare, de acord. Da, și nu vor să treacă linii roșii și nu vor să acționeze, să fie proactivi și atunci oamenii foarte repede se dezamăgesc. Așa au murit protestele din 2015-16, când au înțeles că, de fapt, Andrei Năstase și cine mai era acolo în lideri, îi poartă pe străzi duminica în fața clădirilor goale. Bine, a venit odată, a venit de două, a venit de 7 ori, de 8 ori, de 10 ori și după cază care a înțeles că mi s-a scos muzică, atunci care okay. Este sinus. Okay. Și oamenii nu vin nici atât. Și atunci când noi am ajuns în vara 2017 să rămân protestele în baza unei platforme civice, unind toate partidele înapoi, așa cum a pornit din start platforma civică, cu o platformă civică unește toată societatea, dar un partid unește numai susținătorii săi. Uh-huh. Și atunci noi în 17 am încercat să recreăm, practic, platforma civică de protest și să unim toate partidele în baza susținerea acestei platforme civice. Împotriva votului uninominal sau mix, împotriva schimbării electorale. Da, un scop foarte concret. Da. Lupta cu sistemul și cu sistemul platformic și sistemul mix. Tu personal, iată, vorbim de prima asta soluție sau primul scenariu, tu personal, să zicem că ai avea un partid parlamentar, ai avea susținători, ai scoate oamenii în stradă cu o finalitate de decizie luată sau? În momentul în care exista o înțelegere între mine ca liderul unui partid de opoziție cu celelalte partide care își propun ca scop obținerea acestui obiectiv și impunerea acestui parlament corupt, transist, discreditat, să respecte voința oamenilor, sigur că da. Chiar asta dacă nu poți să faci de unul singur. Asta trebuie să fie reprezentativ la nivel de societate. Asta trebuie să fie. Există scopuri care sunt mai presus de egoismul politic. Okay. Există scopuri, precum era anularea sistemului mixt, când am pus 5 partide să colaboreze, de la comuniști până la uniuniști.
Sunt scopuri care depășesc statutul tău în gust de partid politic, da? Sau de cu orice partid el are o anumit grad de susținere. Dar susținerea întregii societăți trebuie să unești mai multe forțe. Dacă ar exista astăzi o tendință de unificare a efortului împotriva acestui parlament corupt, ca să obții scopul ăsta, atunci merită să scoți oameni. Care ar fi a doua soluție atunci? Dacă strada nu merge. Purtătorii principali a ratingului, da, precum este președintele Sandu sau Paso, nu prea examinează acest scenariu, decât eu înțeleg. El nu prea are astăzi sorți de izbândă. Acum, și chiar dacă ar examina acest scenariu, eu sunt sigur că s-ar merge pe formulele vechi de protest, care nu sunt cele mai eficiente. Eu cândva făceam parte din Consiliul de Coordonare a Protestului, în care intra societatea civilă și partidele politice și eu atunci insistam foarte dur pe schimbarea formatului. În loc de proteste duminica în fața clădirilor goale cu muzică, insistam să se facă joi. Dacă ții minte, a fost o tentativă a blocului acum de a face conferințe de presă și a anunța schimbarea formatului și acolo era plin sală de băbuțe de la șor, care urlau spau în gura mare și n-au putut face conferința de presă. Păi asta vreau să anunț, schimbarea formatului. Uh-huh. După care a doua zi au mai încercat o dată și a fost același lucru. La general n-au putut intra în sala de conferință de presă. Și n-am înțeles atunci care era problema să facă la sediul partidului acea conferință. Dar asta e deja altceva. Deci, da, noi am trebuit prea adânc în acest lucru. Și dacă ții minte, a fost un singur protest joi, când s-au adunat vreo 1000 și ceva de oameni sau 2000 de oameni și noi ne țineam de mână încercuind parlamentul așa într-un rând, știi? Noi nu ne-au ajuns oameni nici măcar să înconjurăm parlamentul normal, într-o singură linie. Ștefan, asta e prima variantă, strada. Oamenii să protesteze joi, ca acei parlamentari care stau acolo să ne audă. Da. Și să ne respecte, să ne ia în considerație, pentru că duminică ei sunt acasă, dar nu niciun sens să stai acolo. Și, din păcate, nu a prins. Cam asta e așa o mică abatere ca să mai deschide paranteze. Hai să revenim. Tu spuneai că asta ar fi prima. Ascult. Tu spuneai că asta e prima variantă, strada. Și din asta e prima variantă. Varianta numărul 2 este una de real politic. Este o variantă care, odată ce Curtea Constituțională a adoptat acest comportament de respectare strictă a buchii Constituției, dar nu a spiritului, ești pus la perete. Și nu ai o altă soluție decât să te înțelegi. Pasul și președintele Sandu astăzi este în situația să se înțeleagă cu privire la un parcurs politic, cu privire la rezolvarea crizei care trebuie să ducă la alegeri anticipate. Mm. Sunt două opțiuni. Sau da. Parlamentul nu adopte legi, nu modifică legi 3 luni de zile, sau a doua opțiune este... Sunt două tentative agreate de numirea unui prim-ministru care se respingă. Acum se primește așa. Există o linie de atac din partea socialiștilor și a lui Șor și a lui Plahotniuc. Doar o întrebare, ca să-mi dau seama. Tu ai spus două tentative de nevotare a unui guvern. Nevotarea doamnei Gavriliță putem să considerăm prima? Da, avem una deja. Avem deja una. Ok. Și ca și cum ne imaginăm că Maia Sandu ar miza pe refuzul lui Igor Grosu și atunci asta ar fi a doua. Am înțeles, ok. De ce? Ea nu mai poate miza pentru că e contestat la Curtea Constituțională și eu cred că nu trebuie să ai trei facultăți ca să-ți dai seama ce o să se întâmple după ce s-a întâmplat cu decretul lui Gavriliță. Ok. Ce este greșit în acest pas, în încercarea de soluții politice? Lipsa de finalitate. Lipsa de finalitate. Adică faptul că alegerile anticipate nu o să mai aibă loc. Păi asta nu va declanșa alegeri. Odată ce decretul va fi declarat constituțional, ești în aceeași situație. Și practic se întinde din timp, ajungem la 23 martie și atunci eu cred, din câte înțeleg, echipa... Maia Sandu speră că curtea va constata circunstanțe dizolvate. Deci procedura e următoare. Ajungem la data 23-24, când s-au expirat acele 3 luni, președinția va face un demers în adresa Curții Constituționale și va solicita un aviz cu privire la dizolvarea Parlamentului, întrunirea condițiilor de dizolvare Parlamentului. Dacă acel aviz va fi negativ, președintele nu poate dizolva Parlamentul. Mm-hmm. Ok. Respectiv, asta este situația de divergență. Noi vorbeam despre scenarii. Scenariul este că în momentul în care tu ai o linie de atac,
inamicul tău, adversarul tău are o linie de atac. Și la voi este egalitate într-un fel, dar pentru că ăștia au 70 și ceva de mandate în Parlament și ei demonstrează că, sau cel ce pretind, faptul posibil să demonstreze că ei sunt gata să numească un guvern, să salveze țara. Uh-huh. Da? Este curtea asta constituțională noastră care spune că se aplică buchea legii, buchea Constituției și mergem strict pe buchea și nimic altceva. Asta sunt niște realități care trebuie să le iei în considerație. Respectiv, de aici mai departe și am și face analiză. Analiza spune felul următor, că ai nevoie de o înțelegere asumată public de, în Parlament cu privire la modalitatea de declanșare a alegerilor parlamentare anticipate. Și înțelegerea cu cine s-o face dacă majoritatea nu vrea? Cu cine se face înțelegerea dacă majoritatea nu-și dorește alegerea anticipată? Eu cred că la acest punct, la acest moment, ca să se evite scenariul ipotetic, fie și ipotetic a străzii, eu cred că socialiștii ar putea merge la o înțelegere. Mm. Dar această înțelegere trebuie fixată într-un mod corect, cu consecințe politice pentru socialiști. Hotărâre de parlament sau ce trebuie să întâmple? Exact. Dar trebuie să negociezi un scenariu. Eu înțeleg scepticismul tău, da. Dar tu uiți că eu sunt un autor și promotor scenariului pe SRM acum cu Plaha, Jiu și Acasă. Acum, da? Acum... Plaha zâmbea fix așa cum zâmbești tu. Îmi place asemănarea cu Plaha. Da. Asta așa o... Ca să... Dar amu pe SRM o să aibă de pierdut mult mai mult decât și-o avut de pierdut ca și cum în 2019. Cum să împingi la acest pas? Cum vezi tu realizarea acestei? PSRM-ul inevitabil se va măcina. Dar ei, ca, ei astăzi și-au propus ca scop să mai întindă din timp, luând în considerație că este pandemie și oricum nu poți merge acum în acest anticipat, trebuie să îndrept situația pandemică ca să-ți permiți un exercițiu din amploare cu implicarea okay. 10 de milioane și sute de milioane. Oricum aici ai acest raționament. Tu, în esență, nu pierzi nimic, pentru că oricum îți trebuie răga să faci un pic de ordine de vedere a sistemului de sănătate. Iată, apropo de înțelegeri și de sistem de sănătate. Recent citisem la domnul Sturza, a fost prim-ministru, scria că FMI, mă tinc, a deschis o linie de împrumuturi nelimitate pentru Moldova. Moldova și-ar putea permite un lockdown. Stai și te gândești de ce nu e posibil de lăsat la o parte conflictele politice, să-i pun în prim plan pe specialiști, pe epidemiologi, virusologi, doctori și ăștia din spate spună, băi, de să o scoatem în capăt. 3 luni, 6 luni, 12 luni, cât a mai dura asta, de să ne înțelegem să o scoatem în capăt cu pandemia și după asta să facem alegeri anticipate. De ce nu este posibil? Chiar să te interes ascuns în spate? Ca să faci un acord cu femeiul și să beneficiezi de acei bani, trebuie să ai guvern permanent. Mm. Trebuie să-l numești. Acel guvern trebuie să aibă votul acestui parlament așa cum este el. Okay. Dar au minorități simple, da? În acest parlament. Și eu cred că contează și cine va vota în acest parlament, că dacă îți votează ușor sau în cardul, deja cumva credibilitatea acestui guvern este mai așa mară. Deci nimeni nu poate să-i oprească, dar cel puțin carcasa care votează sau care inițiază această numire trebuie să fie una cât de cât. Deci am putea specula că o soluție destul de reală a crizei pandemice în Moldova este evitarea alegerilor anticipate prin votarea unui guvern care să asigure o leacă de stabilitate și finanțări exterioare. Uite, hai la modul real. Da. Situația într-adevăr este jalnică. Mor oameni și este un dezastru la nivel de administrare a aparatului stat. Este dezastru. Noi avem mai multe, eu am mai multe informații despre ce se întâmplă acolo. Ministerul Economiei paralizat, nimic nu se semnează. Și toate ministerele este așa. Nimeni nu vrea să-și asume niciun fel de răspundere. Deci astăzi, practic, statul nu este guvernat. Se merge așa din medicii, mulțumită medicilor, practic, se mai face ce se mai face, ei țin lovitura. Astăzi, în termen de real politic, dacă ar exista un
candidat la funcția de prim-ministru apolitic, să nu reprezinte nicio parte, nici alta, și să fie un om care beneficiază de o încredere din partea cetățenilor, un om integru, care își asumă obligații să vină, să numească, să formeze un cabinet, să redreseze lucrurile câteva săptămâni acolo, de exemplu, și să-și asumă obligația publică de a demisiona pentru a declanșa după această fază inițială, posibil de negocieri cu femeie, posibil de onorarea anumitor obligațiuni pe care le avem, de reorganizarea posibilă modelului de sănătate, de a face față acestei pandemii, pentru că modelul, opinia grupului nostru de sănătate din Partidul Schimbării este la moment unul greșit, este un model mixt. Și dacă vrei putem vorbi despre asta un pic mai mult mai târziu, dar ideea este că dacă ar exista așa problema, dacă ar exista așa o candidatură care ar fi de compromis între PSRM și PAS, tu ai putea merge pe scenariul ăsta. Problema este că așa o candidatură este foarte greu de găsit. De ce și-a dat demisia Chicu? De ce a plecat Dumbrăveanu amu în pandemie? Dacă era nevoie atât de tare de guvern. Pentru că de la Chicu se cerea să treacă de anumite linii roșii, se pleca spre colaborarea cu Șor, care pentru el era o problemă principală și pe motiv că îi se cerea un shift de numiri din partea tot felul de personaje dubioase din sistemul Plaha, care au intrat în simbioză cu Dodon, numiri în agenții și alte instituții. Lucruri care pentru Chicu erau un fel de linii roșii, așa cum el e cinic și foarte... Noi ne-am deprins în ultimii ani să-l vedem pe scenă la PD, pe 9 iunie, după asta consilier la Dodon, prim-ministrul Dodon. Chicu, tu vrei să spui că și-a amintit cumva de verticalitate și de linii roșii și în cazul dat nu le-a trecut? Nu e vorba de verticalitate, pentru că verticalitatea este un concept mult mai larg. Este vorba despre faptul că el, ca funcționar, ca un om cu un anumit ego și orgoliu, nu tolera și nu putea admite că niște vași amari de capul lor să fie esența procesului de administrare a statului, iar el să fie fațada acestei reuzurpări a puterii în stat și reorganizării operațiunii de contrabandă prin regiunea Transnistria. Ok, dar e ciudat că Chicu nu-și dădea seama de această finalitate, de acest outcome, după ce a fost în... Nu știu de ce îți dădea seama, dacă să ai ocazia să vorbești așa cu mine, că el să-l întreb. Dar ție-ți pare normal acum, într-o asemenea pandemie, să fim lipsiți și de ministra sănătății? Eu vreau să-ți aduc aminte, dacă luăm cronologia evenimentelor. Da. Dodon a făcut coaliția cu PD-ul. PD-ul era în frunte cu Filip. Filip era în acel moment în conflict cu Plahotniuc. În același moment, Filip a intrat în conflict cu Andronache și Nichifiorciu, care ulterior au ieșit din partid. Și atunci, pentru Chicu, formula de guvernare pe SRM-PD, varianta relativ curățită, și Filip are, trebuie să răspundă în fața legii penale pentru un șir de activități și cu participarea lui în uzurparea puterii în stat, nu PD. Dar totuși, dacă îl compari cu alte Plaha sau cu Andronache, Filip îi precum că mai spălățăm. Da. În accepțiunea lui Chicu. Da. Pentru el, formula asta, deci el era prim-ministru numit de ăștia doi, da? PD-ul ăsta mai cheptanat, așa, și acest PSRM. În momentul în care lucrurile au început să degradeze și Plaha a fărămat, a distrus acesta, a rupt în două acest PD și a mai rămas din trânsul, evident cu ajutorul Andronache și Nichifiorciu, și a început să-l fărămițeze sub pretextul moțiunii de cenzură. Îți aduce aminte? Da. Analiza politică trebuie plasată în timp și spațiu, nu doar spațiu, sau timp. Și dacă te uiți la asta așa, tu vei înțelege ce s-a întâmplat acolo. Chicu, care era egoul lui, știi, satisfăcut, el reprezintă, deci o nouă formulă de guvernare, bla, 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 care în opinia lui de cât era, nu știu cum, toată situația asta a început să degenereze, Plahotniuc le-a arătat locul tuturor și unde e locul egoilor lor. A băgat în stres socialiștii PD-ul și Chicu cu moțiune de cenzură, a arătat că el are pașul de voturi și asta este mult, de fapt el avea mai mult, dar subit s-au îmbolnăvit oameni de la Șor,
Aia doi, dacă ții minte. Și a fost sabotată, moțiune de cenzură, dar ea a fost sabotată nu de atât că nu știu ce e. Ea a fost sabotată de atât că s-a ajuns la o înțelegere. Între clanuri. Între și așa mai departe. Deci da. Ei au folosit moțiunea de cenzură ca, ca instrument de șantaj, l-au pus pe Plahotniuc, l-a pus pe Dodon Minghe, și l-a impus să facă coaliții cu Șorș, cu Plahotniuc, da, cu el, și să reorganizeze această majoritate în Parlament. Și atunci s-a proces la scenariul creierii acestei formațiuni Șor plus 7 delegați, sau cât sunt ei acolo din Provoldova, au fost extrași din, de la Fensul. Și s-a creat această pentru Moldova, ca pentru Moldova să facă cumva un fel de parteneriat, coaliție cu SRM, bla bla bla, da? În lipsa lui Filip și ce a rămas din precum că PD, da? Ce a mai fost PD. Toată această mlaște, înzoleală de corupție între corupții, de, da? Și în paralel la tot, la tot bardacul ăsta și mizeria asta, avem pe statistul Stoianoglu care se uita la tot asta și nu a intrat pe niciun hal. Adică jumătate trebuie arestați. Da? Dar pe de altă parte, cum să-i arestez, că judecătorii de instrucțiuni au fost numiți în timpul de Plaha, care dau mandate de arest. Și asta este un alt subiect care nu a fost ridicat în niciun hal, practic, de procuratură. Așa se mai jelă, evident. Ștefan, întorcându-ne la partidul, la formațiunea politică pe care tu și colegii tăi o creați. Dar noi n-am doar o secundă. Da. Noi ca să încheiem scenariul. Hai. Acest scenariu, el poate fi paralel. Eu îl văd, chiar dacă se merge... Asta de înțelegere chiar... politică? Da, uite. Da. Dacă chiar se acceptă, se identifică acea persoană mitică care azi nu există, în care ambele părți plus minus au o anumită încredere. Și cel prim-ministru își asumă public după un minim program să-și dea demisia. Da. Politic își asumă. Și beneficiază din crederea și la stânga, la dreapta, da, a pasului și a socialiștilor, de exemplu. Acest proces trebuie să fie asistat de asumarea răspunderii politice și a parcursului politic de întrunirea condițiilor de dizolvare a Parlamentului printr-o hotărâre a Parlamentului, da, care te aprobă roadmap-ul, parcursul. Și mergi pe unul din scenarii. Sau nu adopți legi, 3 luni zile. Sau faci două tentative de numire și îți asumi obligația să refuzi aceste tentative. Cine îi pedepsește atunci, dacă asta nu se întâmplă? Sincronizezi. Dacă... Atunci sincronizezi. Ai un prim-ministru profesionist sau se prezumat profesionist care demisionează la 4, 6, 8 săptămâni cât trebuie acolo. Și ai în paralel această obligație politică asumată de public, în fața publicului. Majoritate simplă, da. Să întrunească condițiile de dizolvare. Și atunci plasez asta în timp, de exemplu. Asta dacă mandatul guvernului, de exemplu, 2 luni, după care bine pe ce mergi. Mergi pe neadoptare sau... Deci e vorba de 3 luni, dacă e neadoptarea legilor, e 3 luni, plus 2 luni de organizarea legilor, 5 luni de zile. Dacă mergi pe scenariu 45 de zile, 2 tentative, după demisia guvernului. Și ai o lună de activitate a guvernului, după 5 de zile, asta sunt 2 luni, plus 2 luni, asta sunt 4 luni. Deci, depinează de un scenariu sau altul, câștigi o lună de zile. Nu, dar uite, deci noi am mai avut, scenariile... am avut în 2019 Parlament, Forul Legislativ a Țării, care declara că Moldova este stat capturat. Și atât, știi? Ia ca, mă doare la genunchi, dar la doctor nu vreau să mă duc. Și de ce? Cum mai departe să mergem? E că noi să avem această înțelegere. Andrei, doamna Sandu, Maia Sandu, a încercat alte scenarii decât cele despre care eu vorbesc. Uh-huh. Asta e neconstituțional? Asta e de blamat? E de învinuit? Cum crezi? Din punct de vedere politic, trebuie să piardă pentru asta. Eu cred că ea s-a simțit cumva obligată să încerce. Și ea trebuia să demonstreze cetățenilor care au votat pentru dumnei. Da. Vă să demonstreze că ea va face tot posibilul să ajungă la aceste anticipate. Deci astea sunt abuzuri? Poate că e mai puțin ortodoxe. Astea sunt abuzuri sau astea sunt încercări? Că unde să le plasăm? Asta este exercitarea mandatului dat de purtătorii suverenității, de oameni, de cetățeni. Iată ce este asta. Și dumneiei era obligată să demonstreze oamenilor că ea a încercat, având instrumentele pe care le are la dispoziție ca președinte, încercat să facă tot posibil. Deci astăzi noi ajungem în situația când trebuie să constatăm niște lucruri foarte neplăcute, să avem curajul și înțelepciunea să le spunem lucrurilor pe nume și să vedem cum ieșim din această situație.
Eu voi susține orice scenariu, inclusiv scenariul străzii. Da? Și eu și colegii mei și partidul pe care îl reprezint. Că acest parlament, o bună parte din acești oameni trebuie să facă adunări și ședință la penitenciarul 13 și nu la parlament. Iată, tu așa ai anticipat o întrebare de mea, de penitenciarul 13, o întrebare pe care mi-a sugerat-o cineva din patroni. Primii trei politicieni pe care actuali din Republica Moldova sau foști pe care îi vede după gratii. Și mă refer aici, știu că mulți probabil sunt flămânzi să vadă show și mulți când l-au văzut pe Filat la închisoare nu s-au întrebat de ce fel de dosar în spate, s-au bucurat că un corupt stă la închisoare. După asta am descoperit peste ani de zile, stai puțin, era atât fabricat. Și să-l pui amul pe ceva pe bună dreptate, nimeni nici nu s-apucă, văd că să-i fabrice dosare reale. Omul e la libertate, bine mersi. Dacă ar fi să vorbim de trei politicieni din Moldova, a căror dosare penale ne-ar face și pe noi, moldoveni, să avem mai mult încredere în justiție, care ar fi acești trei deputați, foști prim-ministri, pe care îi vede după gratii? Aș putea să răspund la întrebarea asta cu altă întrebare, de ce numai trei? Hai să zici. Eu îl văd, eu desigur, tu nu ai trei, tu ai vreo 30. Tu ai oameni din PD, tu ai oameni din PLDM, tu ai oameni din PL, că în opinia mea trebuie să facă închisoare. Noi mai avem dosarul și ăla, e activ, e pe rol cu uzurparea puterii în stat sau el e apșoară? El este undeva, se prăfuiește, pentru că se prăfuiesc multe alte dosare. Eu nu văd niciun fel de activitate la nivelul Procuraturii Generale sau la nivelul Procuraturilor Specializate care ar da speranțe că cineva va fi atras la răspundere. Deci există oameni care încalcă cel mai flagrant mod Constituția și bagă cel mai murdar picior în Republica Moldova și ei nu sunt pedepsiți pentru asta și ei continuă să fie deputați. Păi tu nu vezi cum iese Stoianoglu în fața presii și așa, cu aplomb și cu aparent foarte așa, cumva, sigur pe el încearcă să explice că asta nu e posibil, asta nu e legal, asta nu știu ce, aici nu, asta la general nu e infracțiune, să speli 30 de miliarde prin hotărâri false, prin judecătorii noștri, judecățile noastre și să le execuți cu călcarea codului de executare cap-coadă și așa mai departe. El nu vede omul, nu vede probleme. Înțeleg. Și atunci, ce vrei tu de la tot asta? Adică e clar că noi suntem într-o fază profundă de degradare și fără o restartare, fără un restart puternic, în sensul logica este tare simplă. Deci, uite, erau patru pași. Să-l dai jos pe Plahotniuc, să-l dai jos pe Dodon. Dodon acum ai dat jos, ca și cum? El, tu îl consideri dat jos? Sau? Să-l dai jos din președinție. Ok. Să cureți parlamentul și să aduci o majoritate de oameni integri și să implementezi, foarte important, toate celelalte sunt inutile dacă nu-l ai pe asta. Un program adecvat de guvernare, de bună guvernare și rapidă dezvoltare. Marea mea grijă este că la noi actuala clasă politică nu prea are habar ce avem de făcut. Și rolul proiectului nostru, Partidului Schimbării, este că noi ne propunem într-adevăr o schimbare cunoscând foarte bine deficiențele sistemului și cât de proastă este situația în realitate, cât ea este de degradat. Ștefan, de ce atât de puține femei sunt partid? Sau și sunt în grupul de inițiativă? O singură doamnă foarte am observat. Întrebare. De ce? Foarte bună întrebare. Femeile care sunt în realitate în grupul de inițiativă, astăzi, din păcate, nu își pot permite să se implice deschis în proiect, cu excepția doamnei Corina Gaibu, care este vicepreședintă da. Partidului Schimbări, pe motiv că au obligații, pe contracte, că au anumite funcții, că au anumite responsabilități și familie de hrănit. Și în momentul în care te implici în Republica Moldova în politic, eu te asigur că tu riști să-ți pierzi veniturile, indiferent dacă tu ești în cadrul societății civile sau tu ești funcționar public sau tu ai o anumită funcție în sistemul sănătății sau în protecție socială sau oriunde altă parte. Voi la nivel intern ați stabilit, vreo cotă, gen 50-50 femei bărbați sau depinde de cât cereri? Eu m-aș bucura foarte mult această cotă să fie în detrimentul bărbaților, Andrei. Dar noi trebuie să reșim din faptul că
Nu e necesară prezența doar numerică a acelei persoane. Acea persoană trebuie să aibă un profil profesional, trebuie să aibă o dorință de implicare și trebuie să facă ceva, să dorească acest lucru. În Moldova sunt multe femei bune, dar astăzi, posibil, unele din ele nu cred că implicarea politică este soluția corectă. Mulți oameni consideră că ei sunt deficienți și se află în zonă de confort, fiind societate civilă, și eu înțeleg perfect. Ștefan, stai că iar, eu iar am problemă cu sunetul care devine foarte radiofonic. Adică nu știu dacă e radiofonic, dar dispare. Ia uite, dă să încercăm să stingem sunetul de aici. Încearcă să stingi sunetul, încearcă să stingi sunetul de la tine, să văd dacă revine. Ok, repornește-l. 1, 2. Poți să faci un test? Hai că vreau, am încă o întrebare două de final și vreau să încheiem normal, dar a dispărut iar sunetul tău. Nu știu, spectatorii nu știu despre asta, dar noi de-am de două zile filmam cu Ștefan acest interviu. El de două zile nu a fost acasă, eu de două zile nu ies din fața camerei. Des te sun încă o dată și încheiem. Des te sun încă o dată, tot aici pe Facebook, imediat. Ia că uite, amul este leac de bas. Ian, des-o auzi în vocea ta. Test. Super, super, test. Merge foarte bine. Ok, am înțeles. Deci, apropo de cota femeilor în Partidul Schimbării, asta ține în primul rând de câte femei vor binevoi să adere și de femei... No, în primul rând femeile care sunt implicate în proiectul nostru, nu toate sunt în prima linie. Ceea ce vedeți voi la ședințele noastre sau la adunările noastre, că participă puține femei, asta nu înseamnă că noi, astăzi toate femeile pe care noi le avem implicate în proiect. Okay. Astăzi sunt cele care astăzi public și-au putut asuma acest lucru. Și eu rog oamenii să fie înțelegători. Când o să ajungeți să vă implicați politic, având anumite funcții, sau având anumite responsabilități care uneori nu se împacă bine cu activitatea politică. Trebuie să înțelegeți că într-o echipă există oameni care sunt în față, există oameni care sunt în spate, care fac expertiză, care fac analiză, care fac activitate care nu se vede. Ok. Din păcate, astăzi, la moment, noi avem o singură persoană care a putut veni în acest grup de inițiativă la nivel național, care este din 9 persoane, în echipa publică, care e formată din 9. În realitate, noi suntem vreo 30 care coordonează activitățile la nivel național și asumă anumite responsabilități. Desigur, care mai mult, care mai puțin, noi suntem un proiect voluntar. Dar asta nu înseamnă că noi avem o singură femeie implicată în proiect. Și vreau să spun că dacă estimăm în ore umane de lucru, cele mai multe ore lucrate în proiect, una din cele mai înalte eficiențe, aparține Corinei Gaiu, doamnei Corina Gaiu, care este vicepreședintele Partidului Schimbării. Și asta încă o dată vorbește în favoarea femeilor oricărface. Ele au capacitate de concentrație și de raportul de eficiență. De eficiență este unul impresionant. Eu când am auzit sunt așa, dar în cazul doamnei Gaibu așa este. Eu când am auzit, nu știu care neurolog, ți-am minte, la un discurs la TED, spunând că femeile, on average, au un strat mult mai gros la creier de neocortex. Deci o parte asta care, practic, arată evoluția noastră de la neandertali. Femeile cu mulți pași înaintea noastră sunt la capitolul evoluției. Și atunci asta te explică. La capitolul focusare și concentrare și multiple task-uri făcute în același timp. Multitasking. Ștefan, tu admiți că, iată, să zicem, Partidul Schimbării este înregistrat, participați la alegeri și oamenii te-ar îndrăgi pe tine, îndrăgesc membrii partidului, dar spun, băi, dar ei ori n-au de gând, n-au cum să treacă și votul meu probabil va fi unul irosit. Tu cum ai de gând să-i convingi pe acești oameni, dezamăgiți în capacitatea sau potențialul vostru de a merge în Parlament? Asta este esența acestui proiect. Asta este scopul nostru. Să convingem acei oameni care nu se regăsesc în altă opțiune de vot, că noi suntem opțiunea care merită încredere. Asta depinde exclusiv de felul în care vom lucra și cât de convingători vom fi. Noi pentru asta am făcut acest proiect. Noi înțelegem că de la zero nimic nu are regulă. Există
Există o interdependență clară între timpul pe care l-ai ca politician prezent în spațiul politic versus rating. Trebuie să te faci cunoscut, oamenii să cunoască echipa, să cunoască ideile, să vadă că ești harnic, ești dedicat, muncitor, că ești consecvent. Și cu asta eu vă asigur că nu o să avem probleme, pentru că noi suntem consecvenți și implicați, noi am fost implicați și consecvenți și cu toate riscurile asumate de pe timpul lui Plahotniuc, când aici vorbeau o dozină de oameni, care de risca să se expună public. Și atunci, cu partea de consecvență, nu avem de ce să credem că vom avea probleme. Dar, la general, eu înțeleg reticența față de implicarea politică. Da. Oamenii sunt obosiți, există un șir întreg de argumente, categorii de argumente, că sunt prea multe partide, că trebuie să vă uniți, că trebuie să faceți nu știu ce. Și la aceste argumente, când încerci să examinezi la subiect aceste alegații, înțelegi că n-ai despre ce vorbi. Să ne unim cu cine? Cu PD, nu, cu Promoldova, nu, cu cine, cu Ușor, nu, cu socialiștii, nu, cu cine. Ei vei lua pe rând și le vedea că nu ai cu cine. Există o alegație de ce nu vă uniți cu PAS-ul sau da. De ce nu mergeți în echipa PAS-ul. Echipa PAS-ul este o echipă formată, este o echipă curat de dreapta, cu mesaj curat, încadrat în știerul clasic politic moldovenesc, fideptor politic. Este o echipă care nu se regăsește astăzi în opțiunea 10% de cetățeni. Dă-mi acum două, trei diferențe cheie între Partidul Schimbării și PAS. Diferența cheie este în primul rând în felul de a face politică și felul de a privi lucrurile și aplica lucrurile. Ok. Scenariile politice și programul de guvernare. Dă-mi un exemplu. Ce ar fi făcut Partidul Schimbării cu numărul actual de mandate care l-are PAS în Parlament, de exemplu? Da, sau... Foarte concret. Partidul Schimbării consideră că înainte de a ajunge în Parlament trebuie să știi în detaliu ce vrei să faci și la care capitole. Și noi nu vrem să ne pomenim ca PAS-ul, și aici puțină critică în adresa PAS-ului, nu vrem să ne pomenim cu puterea care pogorăște pe noi în baza unui scenariu în care, de fapt, ei nu au crezut care a fost scenariul nostru. Și să vii nepregătit, pentru că PAS-ul a ajuns la guvernare nepregătit. Deci, voi ați admite... Vrea să-mi spună că a fost altfel, o să le fie foarte greu să polemizeze. Voi ați admite, de exemplu, să refuzați să participați acum la alegeri, dacă ar fi alegeri anticipate, doar de dragul pregătirii, sau voi deja sunteți pregătiți de guvernare? Nu, noi nu o să renunțăm. Scopul nostru este să obținem alegerile anticipate. Și este să participăm în aceste alegeri anticipate. Noi nu ne mai putem permite să pierdem un an de zile, o lună, o zi. Noi în momentul în care avem posibilitatea să facem aceste alegeri anticipate, trebuie să mergem la ele. Și scopul nostru este să convingem oamenii care astăzi nu sunt reprezentați și nu se regăsesc în nicio opțiune politică, că există un proiect integru, un proiect care întrunește expertiză și oameni curajoși care știu ce au de făcut cu țara asta. De la reforma sistemului politic, da? Felul de a face politică de către acele așa numite 50 de partide care în realitate sunt 5-7 dacă sunt, și reforma justiției cap-coadă, pentru că asta este una din cele mai dificile reforme care nici în Georgia n-au reușit să o ducă până la urmă, da, Saakashvili cu Dumbuchiză și echipa lui și în parte. Și până la reforma sănătății, reforma protecției sociale, sistemul de protecție socială, care este absolut ineficient în Republica Moldova, noi am ieșuat acest sistem, să implementăm acest sistem. Noi avem 10.000 de copii minori care suferă de foame, de condiții inumane de viață, de accesul limitat la învățământ și așa mai departe. Un sistem totalmente ieșuat, în opinia mea, 90%. Ne mai vorbim de pensionari, bătrâni, lăsați în primești și așa mai departe. Noi avem ca stat, noi suntem derutați ca scopuri primare și noi avem, desigur, nevoie de o modernizare rapidă. Noi pledăm pentru implementarea și construirea societății informaționale, nu doar a guvernării electronice, a societății informaționale. Implementarea tehnologiilor de administrare a proceselor prin platforme informaționale. Dacă în guvernare electronică vorbim despre
despre administrarea relației între stat, cetățean, prin intermediul smartphone-ului sau prin intermediul laptopului, adică, cu alte cuvinte, prestarea oricărui serviciu de către stat, către cetățean, prin intermediul internetului. În cazul societății informaționale, noi vorbim de digitalizarea și managementul proceselor prin utilizarea tehnologiilor în domeniul sănătății. Eu aș vrea... Poate avea cabinetul său electronic, poate avea acolo de la amenzi și analize medicale și diagnoze medicale accesibile online pentru orice medic din orice colț al lumii, până la cele mai simple lucruri, cum ar fi, nu știu. Eu aș vrea să ajungem mai aproape de alegeri și sper să mai avem discuții în care putem să intrăm în detalii ca să stabilim exact diferențele și scopurile pe care vi le-ați spus ca partid. Până atunci aștept să vă înregistrați. Țin minte poza care ai postat-o cu teancul de hârtie adunate, care mie mi se pare unul foarte demotivant. Să vreau să mă uit. Uite, Ștefan Gligor se implică în politică, poate și eu într-o bună zi. Teancul de hârtie pe masă, cheltuieli mii de lei, bătăi de cap. Cam mută nada. Și că mult, dacă ții minte la început, vreau doar să amintesc, ții minte la început, încercam să dezvoltăm acest de ce te-ai băgat în politică. E că luând această geantă mare de impresii, de la incapacitatea lui Stoianoglu, pațanașii cu scheme, Nichifor Ciuc, deputați care, sau dosarii care trebuiau să se întâmple, să aibă loc, să spună oameni după gratis și asta nu se întâmplă. Hai să vorbim tuturor moldovenilor deodată, și așa din diaspora, și așa de acasă, să încercăm să-i convingem, sau să încercăm să vedem dacă există forță de convingere în noi, în voi, ca forță politică, de le arăta că putem să ne bucurăm de umbra copacilor pe care îi sădim. Ții minte citatul ăsta care circulă cam destul de des despre leadership vizionar sau leadership sustenabil. Un lider adevărat va planta copaci în umbra cărora vor sta nepoții lui, nu el. Și noi suntem destul de nerăbdători. Noi vrem și noi, Alex, să ne bucurăm de umbra acestor copaci. Întrebarea este, tu vezi o posibilitate ca și noi, măcar, Alex, să stăm până vin nepoții? Dacă noi nu ne concentrăm pe o agendă internă, în afara coordonatelor este artificiale de dezbinare a societății, lichidarea Moldovei într-o confederație cu Federația Rusă, unirea, dizolvarea Republicii Moldova, nu știu unde, scenarii absolut imposibile din punct de vedere a dreptului public și realităților noastre, dure, foarte dure. Dacă noi nu învățăm să ne concentrăm, să lucrăm, să ne punem cu ce mai rămas în Republica Moldova și cu ajutorul cetățenilor plecați în străinătate, să ne concentrăm la implementarea unei agende interne, unor reforme absolut concrete, noi nu ne bucurăm de niciun fel de umbră. Noi trebuie să trecem de un moment critic, când masa persoanelor, oamenilor care mă trăiesc în țară este mai mică decât capacitatea de inversare a proceselor. Asta e ca în astronomie, când un corp ceresc pe orbită, la un moment dat gravitația slăbește pe orbită tare, că el se desprinde și pleacă în spațiu. Este exact în termen de construcția statelor, vorbești nu doar de teritoriu, tu vorbești despre resurse umane, despre cei cetățeni care pot face această schimbare. O, forță motrice, de muncă, intelectuală. Vreau să vă sugerez un slogan. Nu înțelegem că lăsăm coordonatele de dezbinare este care au fost impuse zeci de ani, pentru că așa e cel mai ușor de mobilizat electoratul pe criterii de niște ideologii care sunt false, în esență. Sunt imposibil de implementat și de asta sunt false. Dacă noi nu învățăm să ne solidarizăm în jurul interesului comun ca societate, fiind reprezentați de politicieni integri, proiecte politice integre care trebuie încă construite. Noi să ieșuăm. Noi nu avem o altă soluție. Dacă vrei umbră, dacă noi vrem umbră, noi trebuie să însănătoșim procesele. Să avem o elită politică integră de la care poți cere. Da? Și să ai o elită politică care știe ce are de făcut, eu insist. Eu insist că asta este una din tezele care face diferență. Noi trebuie să ne pregătim. Orice luptă are fază de pregătire. Noi am reușit de mai multe ori să învingem sistemul pentru că ne-am pregătit, am analizat, am acumulat informații, am procesat-o, am înțeles ce avem de făcut. Să înțelegi ce ai de făcut este jumate din calea parcursă. Noi astăzi ne-am decis să creăm acest partid, Partidul Schimbării, nu din ego personal. Eu, la nivel individual, sunt bine mersi, ca și majoritatea colegilor mei. Bine mersi în Republica Moldova.
Asta nu este despre succesul nostru personal, este despre succesul nostru ca societate. Pentru că eu înțeleg că eșecul societății va fi și eșecul meu. Eu va trebui să trag linie și să-mi caut o treabă, poate în altă parte. Eu n-am făcut consultanță politică în viața mea, dar vreau să vă sugerez un slogan, dacă vreți, poate pe urmă ne împărțăm cu banii. Hai să sporim forța gravitațională a patriotismului moldovenesc. Că tu povestești de corpul ăsta ceresc și în capul meu s-a desenat asta. Mi se pare o idee deci foarte bună. Noi într-adevăr va trebui să faci lecții de fizică. Bă. Noi într-adevăr, mulți dintre noi, fiind în Moldova, fiind plecați, dezrădăcinarea e un fenomen despre care trebuie să vorbim tot mai tare și mai tare. Și factorul politic joacă un rol foarte mare aici când vorbim de dezrădăcinare. Tu poți să rămâi, tu poți să-l asculți pe Igor Cuciuc, tu poți să pornești starei pesnei a Glavnam de Revelion, dar tu vei fi plecat și nici măcar nu vei admite cu colțul conștiinței tale o reîntoarcere, o reinvestire a speranței în ceea ce înseamnă Republica Moldova. Dar știi, eu am rămas cu o chestie foarte importantă și sper că cei care ne urmăresc la fel au apreciat-o. Tu ai enumerat acești 4 pași importanți, 2 dintre care, ca și cum Moldova deja i-a făcut. Datul jos al lui Plahotniuc, datul așa, jos al lui... într-un fel, da. Datul jos al lui Dodon, tot nu până la urmă, curățirea Parlamentului și stabilirea unui program de guvernare clar cu interese naționale pus pe prim scop. Tangible, știi, cu scopuri care pot fi atinse. Nu necesar idealiste și romantice. Și eu cred că dacă ne vom conduce pe o axă de aceste 4 puncte, e ușor să discernim între partidii pe care vrem să le vedem în Parlament și partidii pe care vrem să lipsim. Un alt criteriu de selecție e să vezi dacă partidul vrea oameni educați și sătui sau flămânzi și ușor de manipulat. Că avem de ăștia suficienți. De acord. Eu aș vrea aici să adaug ceva foarte important. Hai. Realitatea este foarte dură și important, în special în teritoriu. Pe lângă sărăcie șocantă și există o stare generală de delosare, de depresie, de degradare. Tăvălugul ăsta cu care, tăvălugul corupției cu care a mers Plahotniuc, Dodon, Șor, peste țările noastre în special, a făcut practic, la moment imposibilă, de multe ori imposibilă, activitate politică bazată pe convingere și nu pe bani. Adică oameni... foarte greu să găsești oameni motivați, care nu caută să facă bani în politică, dar okay, caută să facă, să-și manifeste convingere. Partidul este o unitate, o persoană juridică care luptă pentru putere la nivel local și central. Deci, în mod normal, o persoană dintr-o comună sau dintr-o sat se implică în construcția unui partid pentru că are niște convingeri care rezonează cu tine, cu felul tău de a fi și pentru că asta este oportunitatea de a schimba ceva la nivel de localitate, de a participa la alegeri, de a opta pentru primărie, pentru un loc în consiliu și așa mai departe. Pentru oameni care face asta din convingeri și nu pentru că tu îi plătești, au rămas puțin. Una din diferențele majore între noi și PAS este că noi ne uităm la situația din localități un pic prin altă prismă. Pentru noi nu este o problemă dacă știi că există trendul ăsta foarte acut, oameni noi în politică, oameni cu fețe noi. Da, da. Eu vreau să spun că la nivelul centre raionale și la nivelul comuni și sate, oameni noi n-ai. Nu, acolo da. Oamenii scad în număr, dar nu s-adaugă. Da. Și atunci ai un anumit eșantion, anumiți oameni care deja au trecut de regulă pentru un partid, două, dar uneori și trei. Comuniști, PLDM, PD. PD, exact, PLD. Și eu vreau să-ți spun că acolo sunt mulți dintre ei, sunt mulți oameni buni, care au reputație foarte bună, sau pur și simplu bună, în localitățile lor. Deci tu ajungi, noi ajungem în situații în care există oameni din Amine, PD, PLDM, PLD. Noi avem o echipă din toate aceste partide, care au reputație bună la nivel local și noi nu ne ferim de ei. Uh-huh. Noi suntem deschiși pentru acești oameni în momentul în care eu fac lucruri buni pentru comunitățile lor locale. Noi înțelegem foarte bine că de la 260 și ceva de primari, PD-ul a ajuns la 700 de primari din 900, nu de bună voie acei oameni. Ei au venit sub presiuni, sub șantaj,
fiți șantajați, presați și amenințați. Și pentru noi nu este o problemă oamenii care au făcut lucruri bune în acele localități să regăsească la noi în partid. Noi suntem deschiși pentru acești oameni. Și asta este o diferență semnificativă între noi și PAS, pentru că PAS a vrut să construiască structurile sale inclusiv în teritoriu, în mare parte bazându-se pe oameni exclusiv noi, care nu întotdeauna sunt cei mai implicați și cei mai eficienți în termeni reali. Asta chiar reduce bazinul de oameni din care poți să alegi. Mi-amintește de ce aici spune Dave Chappelle și am mai spus fraza asta de câteva ori. Susține pe cei puternici și iartă pe cei slabi. Înțelegând că dacă un om participa sau era primar într-un sat deja a treilea mandat sub zeci de guverne și nu își permitea să aibă autoritate sau independență locală pentru că guvernele de la Chișinău nu-i permiteau asta și arătau cu bâta dacă n-a ascultat de comenzile politice, poate n-ar trebui să lovim direct în primar. Înțeleg că el putea fi un whistleblower și putea să vorbească primarul, mai... Primarul, Andrei, primarul nu este parlamentar. Primarul merge pe stradă și se uită în ochii oamenilor care l-au ales și el le-a dat promisiuni. Și el răspunde la direct. Acolo există un element de democrație direct. Și sunt situații când primarul este reales de 4 ori la rând. Având încrederea oamenilor, s-a perindat printr-un partid 2 sau 3 pe motiv că dacă nu te subordonai Chișinăului, cine n-ar fi acolo? Comuniștii, da. AIE 1, 2, 3, socialiștii AMUC, PD, ŠOR și așa mai departe. Tu nu primeai finanțare din buget. Tu nu puteai finanța proiectele tale de la raion și de la bugetul central. Sistemul de administrație publică locală în Republica Moldova este construit pe dependență financiară și patrimonială de Chișinău, de bugetul național. Dar bugetul național decide acela care are majoritate în Parlament. În rezultat, noi în loc să avem primari independenți care scuipă în față șantajește ăștia de la centru, pentru că ei știu că pe descentralizare financiară și patrimonială și autonomie locală, financiară și patrimonială, ei au venit cert în buget și iau bugetul garantat pe fiecare an, ei sunt nevoiți să cerșească de la Chișinău aceste transferuri. Și atunci tu ai în loc de primari și consilieri independenți care acționează din convingeri, ai niște cerșători care sunt nevoiți să se umilească și să subordoneze puterii de la Chișinău. Și unul din capitole, cel 7 capitole fundamentale, este finalizarea descentralizării și introducerea autonomiei locale, descentralizare și autonomie financiară și patrimonială. Eu nu știu cât pe mine și pe colegii mei să mă coste în termen de rating politic această reformă, dar noi ne asumăm politic finalizarea procesului de descentralizare. Noi vom da autonomie financiară, patrimonială, bugetară autorităților publice locale, primarilor și primăriilor, consiliilor locale, ca să-i dezlegăm, ca să-i scoatem din acest sistem de șantaj, sistem de coordonate bazat pe șantaj și pe dependență față de Chișinău. Noi numai atunci vom putea dezvolta localitățile când primarul va fi primul cu interesat să-și sporească baza fiscală, adică agenții economici care plătesc impozitele acolo pe loc, pe formulă. Și atunci când el, primarul, știi, el se uită la tine nu ca la unul care îl deranjează, dar se uită la tine ca un potențial angajator și plătitor de taxe, el pe tine așa te poartă în brațe și îți dă și autorizație și certificat de urbanism și tot ce îți trebuie și îți facilitează conectarea la tot ce îți trebuie ție. Uneori purtatul ăsta în braț a demonstrat niște apropieri foarte bolnăvicioase. Nu. Dar eu înțeleg foarte bine. Da. De asta noi venim cu o politică națională, sunt niște politici naționali și despre asta sper că o să avem ocazie să vorbim. Noi fără politici de nivel național, de refacerea structurii, de refacerea infrastructurii la nivelul satelor, noi nu o să reușim nimic. Noi nu putem reabilita satul ca structură, ca entitate rezidențială și socioeconomică. Asta e un mesaj foarte simplu, dar fur câteva minute, pentru că asta e foarte important. Noi vorbim de o situație în care localitățile noastre sunt sortite pe iri astăzi. Da. Noi vorbim de o realitate foarte dură. Pandemia adaugă pedală. Nu există atractivitate pentru că nu există drum și el nu trebuie numai decât să fie asfaltat, el poate fi petruit, că avem o grămadă calcar.
Dacă un sistem fluvial pe perimetrul satului îți deviezi apele și se pietruiește drumurile care astăzi sunt de cernozem la prima ploaie, se transformă în sălimuș de glod. Ai nevoie să atragi, să sporești atractivitatea satului ca rezidențial și ca socioeconomic, ai nevoie de infrastructură, asta înseamnă energie electrică, asta înseamnă gazificare, canalizare și accesul la toate aceste rețele. Da? Acum noi venim și spunem că noi suntem gata să adoptăm un program național de susținere a afacerilor mici și mijlocii cu condiții să fie deschise în zonele rurale. În majoritatea economiilor, forța motrice a economiei sunt afacerile de familie. În loc să vină să investească 60-70 de mii de euro, 40-50, să-și cumpere un apartament care stă pustiu ani de zile până își mai fac niște bani să-l repare, hai să discutăm pe oamenii noștri de impozit pe venit și dividende, asta sunt 8% în sumă, pentru investiții, condiția investiției, reabilitării locuințelor din sate și deschiderea afacerilor la nivel de sate. Hai să discutăm de acest impozit și impozitul pe venit și dividende, de exemplu, pe 5 ani minimum. Foarte bună soluție, dar măcar cu actualul parlament asta se poate face, nu? Cine asta să facă? De ce ar face asta? Da, dau treabă, Andrei, deci da, dau treabă. Stai, eu am uitat, eu am crezut că ești pentru oameni, eu am uitat, da. Deci, nu interesează, ei sunt interesați să conserveze dependența primarilor și administrației publice de centru, pentru că să-i poată șantaja. Să explicăm simplu oamenilor. În momentul în care vin alegerile parlamentare, vine asta de la Chișinău, de la socialiști de la Șor, și spune că dacă tu nu ne garantezi nouă, 50, 60, 70% din voturi împreună, tu nu vei avea finanțare din buget următorii 4 ani. Tu în locul primarului ce faci? Da. Tu care răspunzi direct față de cetățean. Dacă tu știi să scrii proiecte, să iei fonduri europene sau alte fonduri și să-ți compensezi gaura și să dai rezultate, bine, dar dacă tu nu știi să faci asta, dacă fonduri n-ajung, tu ești nevoit să te uiți în gura lor. Și asta este inclusiv acea diferență. Noi înțelegem că mulți primari au fost nevoiți să colaboreze cu puterea de la Chișinău, chiar dacă ea era una uzurpatoare, criminală, cum era, nu pentru că ei sunt oameni corupți sau nu pentru că ei sunt oameni de nimic sau oameni fără convingeri și valori, pentru că ei au fost impuși să facă acest lucru și nu aveai un comisar, nu aveai un procuror în țara asta la care să te plângi. Tu crezi în oferirea celei de-a doua șanse aleșilor locali, da? Dar noi nu avem de ales, Andrei. Dar în cazul tu nu mai ai oameni la țară, tu nu mai ai oameni la centru raional. În cazul unor personaje ca... Cu bulerul alb, cu mănuși albe, ei nu sunt. În cazul unor personaje ca Filip, dacă vorbim de puterea centrală, merită să oferim a doua șansă? Puterea centrală cap-coadă trebuie investigată, trecută prin dosarul uzurpării puterii în stat, trasul la răspundere, stabilit rolul individual și contribuția fiecăruia. Dar asta poți să faci după ce reformezi sistemul urmăririi penale, după ce ureți sistemul judecătoresc printr-o procedură de vetting, așa numit, adică evaluare externă a judecătorilor, curățire sistemului de oameni compromiși care nu corespund veniturilor și așa mai departe. Asta este o operațiune, asta este o reformă care durează, în unele cazuri, ani de zile. Sunt lucruri care poți să le faci rapid, sunt lucruri care necesită perseverență. Și trebuie să fii cinstit cu oamenii de la care ceri votul. Asta nu o să se întâmple peste noapte. Sunt lucruri care le putem face într-o lună, în 3 luni, în 6 luni, într-un an, dar sunt lucruri care nu le poți face nici în 2, nici în 4. Asta ne va lua timp. Chiar dacă vom scoate din sistemul urmăririi penale, procuratură, cinea, o să scoatem oamenii prin lichidări, prin reorganizări, o să scoatem o bună parte din ăștia super mega compromiși și nocivi, tu până vei pregăti o nouă generație de procurori motivați care nu sunt, care sunt neantrenați în istoricul ăsta obscur și care sunt, au o anumită capacitate profesională, asta va dura. Și aici vorbeam la capitolul Reforma Justiției despre sporirea capacităților Institutului Național Justiției. Noi astăzi avem lacune imense în pregătirea cadrelor și Institutul Național Justiției este acea entitate care trebuie reformată, reorganizată, sporită competența, baza materială. Procurorii ăștia, cineva trebuie să-i crească, să-i duce. Noi astăzi nu avem școală de ofițeri de urmărire penală. Știi că ofițeri de urmărire penală, Republica Moldova... Dar strada, strada, sau viața. Trebuie să intri din stradă și
te faci ofițer de urmărire penală. Dar strada e o școală. Strada și viața deja e o școală. Ștefan, eu cred că numai noi știm câte probe am tras la acest interviu până la, câte harduri am umplut cu material brut. Am cumpărat și am luat în chiriu un server. Asta e a treia tentativă. Dar în cadrul a treia tentativă deja avem trei zvonoace pentru că s-a întrerupt și sunetul nu mergea. Deci e un semn. Eu aș propune, poate dacă fixăm următorul interviu, asta să fie într-adevăr un maraton, un dialog socratic din asta despre cum ar trebui să fie Republica. Eu știu că poate pentru unii sunt într-adevăr nerăbdători și greu să mergi în sat la oameni, să mergi la alegător și să spui salut, votează-mă, te rog frumos, schimbarea va veni lent. Nu, dă-ne-o amu, dă-ne bec în stâlpa mu și șor fașa asta. Partidul Schimbării va promite o schimbare lentă, corectă, după cum spuneți voi. Amu, e destul de Noi promitem o schimbare eficientă, încă luăm considerații instrumentele pe care le ai, resursele pe care le ai, din asta reieși. Atunci ești eficient că știi să folosești ceea ce ai cât mai bine. Trebuie să ne dăm seama că nu putem să ne dorim peste noapte schimbări cu impact. Mai ales e că dacă noi în fața noastră avem Parlamentul, oameni care nu vor să cedeze fotolii. Avem după asta instaurarea unui guvern pe care sperăm să-l focusăm pe niște obiective tangibile, importante, de interes național. Eu tare îți mulțumesc, Ștefan, sper colegii tăi în cadrul Partidului Schimbării să faceți lucruri bune pentru oameni, să ne țineți la curent cu asta, cu transparența voastră financiară. Cu mare plăcere, noi obligatoriu vom respecta în cel mai strict mod transparența. Noi suntem deschiși pentru oameni noi, indiferent dacă ei locuiesc pe teritoriul public în Moldova sau în străinătate. Noi avem, spre bucuria noastră, mulți oameni care s-au implicat în proiect, fiind parte din diasporă, multe state. Dar eu știu că România permite să fii în diasporă, dacă nu greșesc, în România se permite să fii în diasporă și să fii membru de partid, nu? Poți să ai aripă de partid în diasporă. Dar în Moldova încă nu poți să fii membru. Noi, indiferent dacă se permite sau nu, noi avem oameni care ne susțin, okay, care țin legătură cu noi și care ne ajută să ne promovăm mesajele pe rețele sociale, de la persoană la persoană și așa mai departe. Și asta este... Eu vreau să spun că am trăit sentimentul ăsta primele două zile după ce am făcut anunțul, trei zile după ce am făcut anunțul. Eu nu am reușit câteva zile fizic să citesc tot ce mi-a fost adresat, ce mi-a fost scris mie, nemai vorbind de colegii mei, că au primit și ei foarte mult mesaj. Și asta cumva este acel mic episod luminos, pozitiv, care te face să crezi că ceea ce încerci să faci este corect și are o șansă la viață. Sper să continuați la fel de corect, transparent, cu șanse la viață. Asta sună foarte, foarte realist și bine. O întrebare pe final, dar asta e foarte scurtă, pentru că ți-am furat deja tare mult din timp. Un prieten pe care deja de mulți ani nu mai vorbesc cu el, dar totuși mi-a scris și m-a întrebat, eu nu-l mai cunosc, de fapt, nici nu știu cum îl cheamă, dar mi-a scris, nici nu știu dacă e prieten. Mai scurt m-a întrebat, ce crede Partidul Schimbării despre decriminalizarea cannabisului în Republica Moldova? Aveți asta undeva în program electoral? Dar iarăși, asta nu eu, un prieten care zic, nici nu-l cunosc. Noi nu avem așa ceva în programul nostru. Deocamdată. Dar putem să ridicăm acest subiect la următoarea ședință a biroului permanent. Chiar sunt curios să aflu opinia colegilor mei de partid despre decriminalizarea utilizării cannabisului. Ceea ce pot eu de la mine să spun este că în anumite situații legate de stări medicale, este demonstrat că cannabisul, utilizarea cannabisului medical, este binevenită pentru diminuarea durerilor și pentru stabilizarea psihologică a persoanelor care suferă de maladii grave. Oh, da. În acest caz, eu cred că ar trebui să punem aceste lucruri în discuție, dar asta este, desigur, de perspectivă. Că la moment, la noi, Republica Moldova, țara noastră, arde de, în focul corupției, dezmățului, neglijenței și degradării. Și asta trebuie, inițial, asta, cu asta trebuie să ne ocupăm, trebuie să stingem acest foc, să facem un pic ordine, spunem lucrurile
la locul lor și să avem un mandat de 4 ani, mandat în care să punem fundația reformelor structurale de bază, reformelor de bază de care avem nevoie, de la reforma politică și a justiției până la reforma societății informaționale sau implementarea conceptului societate informațională și guvernare electorală. Ștefan, îți mulțumesc pentru timpul tău, pentru răspunsuri. Sper să mai avem ocazia să discutăm cu mai puține probleme tehnice. Și sper lumea să aprecieze durata acestei discuții, înțelegând că noi mai avem lucruri despre care să vorbim. On și off, și off topic. Ștefan Gligor a fost cu noi, dragi prieteni. Stai un pic să ies din așa. Da, noi ne luăm rămas bun de la Ștefan Gligor. Eu vă mulțumesc vouă pentru atenție. Dacă vreți să aflați mai multe despre ce face Partidul Schimbării, au o pagină pe Facebook, au site-ul partidulschimbării.md, iată-l, da? Eu mulțumesc patronilor care susțin în fiecare lună financiar proiectul Lumina și proiectul Internetul Grăiește și ne ajută pe noi să creăm, să existăm, să cheltuim și să plătim rate la acest microfon de la Shure, să cumpăr un mixer și din când în când să avem conexiune bună la internet. Mă închin, vă pup, vă cuprind, aveți mare grijă de sănătatea voastră, numai bine și pe curând. Pa, pa!